Bună seara! Bine ați venit în comunitatea Competenți Corect și Utili. Sălmâinile, vă salut! Mă bucur să vă văd pe unii dintre dumneavoastră. Sălmâinile, sălmâinile, mi-aș dori să vă văd pe toți. Și Vera Budan, speakerul din seara aceasta, aș dori să vă vadă pe toți, pentru că, după cum știți, un speaker își nuanțează discursul după reacția participanților, spectatorilor. Dacă îi vede că sunt nelămuriți, intră în explicații, dacă îi vede că sunt entuziasmați, are mai mult suflet, îi place, susține mai cu plăcere evenimentul. Da, bună ziua, bună seara, da. Încă e ziua, o zi frumoasă. Mai trecem așa în revistă activitățile fundației, până când se mai strâng ceilalți participanți. Ne bucurăm că deja sunt 61 de participanți. Suntem în derularea proiectului 100 de elevi orientați în carieră. Pot să vă spun că a fost un mic insucces. Ne așteptam să fie bătaie pe cele 100 de teste psihologice făcute cu un psiholog specialist și, din păcate, nu. Iată că mulți tineri vor să-și, nu știu, riște viața sau să-și încurce viața, pornind pe un drum profesional pentru care nu au aptitudini. Fac acest preambul, discurs, pentru a vă sugera, dacă aveți tineri în clasa 12 pe care îi cunoașteți, se ia legătura cu fundația, încă mai putem aplica testele acestea de orientare profesională, care sunt foarte utile. Concret, alături de mine există doamna avocat, fostă economist, fostă geolog. Da? Deci undeva au trecut niște ani din viață și au zburat așa, pentru că nu s-au putut concretiza, experiența nu s-a acumulat. Mai cunosc pe domnul programator, fost economist de relații internaționale și fost doctor veterinar. Deci, până la urmă, ca să ajungem la performanță în viață și asta ne duce la o împlinire, e bine să ne găsim drumul mai repede, să ne pregătim pentru el și după aceea să îl parcurgem hotărâți pentru a ajunge acolo, la limitele științei, acolo unde, într-adevăr, ne putem afirma. Deci, așteptăm în continuare participanți la acest program, 100 de elevi orientați în carieră. Și vă rugăm să ne recomandați în mediile pe care le aveți de părinți, de copii, de liceu, de tineri în perioada aceasta 11 sau în clasa 12. Cu Vera Budan am colaborat de mai multe ori până acum, îi mulțumim. Este una dintre multele dovezi că frații noștri de peste Prut sunt la fel de bine pregătiți ca cei din România. Am avut evenimente extraordinare făcute de prieteni din Republica Moldova. Vera, te lăsăm să te prezinți și să continui după acea eveniment. Evenimentul se înregistrează, o să aveți și un suport de curs, un suport pe care puteți revedea ce s-a discutat și, bineînțeles, e și pentru cei care nu pot participa și care ar fi interesați de acest subiect. Bullying-ul este o chestie care exista și era o problemă în școală și poate că există și în relația părinte-copil și poate să constituie o problemă pentru copil și o problemă pe care părinte, deși îi dorește binele, îi face rău, îl trage înapoi. Un fenomen care m-a afectat și pe mine și pe care sperăm cu toții pentru binele nostru, ca părinți și ca și copii, să-l depășim. Ăsta este, cred, drumul pe care îl urmăm. Ar fi bine să-l urmăm. Ok, deci seară bună tuturor. Vera, microfonul e al tău. Bună seara, bună seara, mulțumesc și pentru prezentare și pentru cuvinte frumoase despre ce se întâmplă și aici pe partea asta a Prutului. Da, eu sunt de acord în privința asta, încercăm să facem tot ce putem ca să excelăm în domeniile fiecare pe care îl are. Voi începe un pic fără prezentare pentru ca să pot măcar așa pătrățelele să le văd sau de fapt dreptunghiurile.
dacă nu văd chiar fețe, pentru că atunci când voi deschide prezentarea, voi vedea doar așa un pic, câteva într-o parte, în partea dreaptă, deci chiar aș vrea înainte de asta să spun câteva cuvinte. Astăzi, într-adevăr, am ales împreună o temă foarte dureroasă, să zic eu, care poate crea așa un pic de disconfort, poate nu e neapărat foarte cunoscută, în sens nu ne este foarte obișnuită să folosim acest cuvânt, dar cu siguranță am trecut mulți, mulți dintre noi, într-o formă sau alta, prin acest fenomen, fie că am fost cumva acolo în preajmă când se întâmpla cu altcineva, fie că eram însăși victima, fie că se întâmpla în jurul nostru într-o formă sau alta. Anume, când vorbim despre bullying, este un pic altceva decât ceea ce se întâmplă acasă, dar, într-adevăr, așa cum vom vedea un pic mai târziu, contează foarte mult ce se întâmplă acasă și contează foarte mult care sunt relațiile, care este atmosfera și alte chestii pentru ca să avem rezultate atunci când abordăm o problemă de acest gen în clasă. De cele mai multe ori este despre medii sociale, nu este doar despre copii, este și despre adulți, este despre medii în care există un grup acolo și există mai mulți participanți și există o victimă care este cumva într-o formă sau alta atacată. Eu vă salut cu mare drag, voi deschide prezentarea pentru că vom putea să și vizualizăm anumite lucruri și să vedeți. Plus, veți avea posibilitate mâine, atunci când primiți înregistrarea și primiți și prezentarea, veți avea posibilitate ca să faceți un refresh. Și voi povesti și despre mine un pic, cine sunt, ce fac, cu ce mă ocup și de ce am dreptul cumva să spun anumite lucruri despre, inclusiv despre bullying aici. Încă un mic anunț, eu nu voi vedea chatul dacă deschid. Eu până acum îl văd, după asta nu îl voi vedea și chiar am rugat un pic mai devreme și moderatorii să facă semnulețe dacă sunt foarte multe întrebări și chestii de genul ca să pot să interacționez și din punctul ăsta de vedere. Așa, sper să... Deci se pot pune întrebări în chat și se preau răspunsuri și pe parcurs, da? Da, exact. Exact, chiar vom avea așa, vom face un pic cunoștință imediat. Și atunci am să rog un pic de ajutor, dacă este posibil, să vedem de pe unde... Așa, cred că s-a pornit. Vă rog să-mi confirmați dacă... Se vede. Se vede. Bun. Deci... Se vede. M-am dus eu departe în privința asta. Așa. Deci, așa cum spuneam, sper că partea asta dreaptă... Dar cred că nu va fi acolo. Partea dreaptă la mine așa e un pic acoperită, sper că se vede la și va fi vizibil tot ce este important astăzi. Așa cum știți deja din metoda care v-a adus aici cu noi, ce avem astăzi este Stop Bullying. Probabil foarte multă lume dintre voi știe ce înseamnă, știe care e... ideea din spate și despre ce e asta, deși a apărut mai recent ca și termen, ca și concept la noi, doar că ca și fenomen a fost de foarte, foarte mult timp, cred că practic dintotdeauna, de când a apărut o societate sau grupuri în general sociale. Și fie rolul copilului tău are legătură cu fenomenul din spate sau cu mecanismul din spatele bullying-ului și vom afla un pic mai târziu despre ce este, despre ce este erou și nu salvator și despre ce sunt acele aspecte. Cine sunt eu? Aici e scris foarte pe scurt, dar voi spune de fapt exact de ce această temă este cumva, mi se potrivește într-un fel sau altul. Am lucrat mult timp cu copii în diferite forme. Am lucrat în total, cred că vreo 10 ani cu copii, deși paralel făceam și alte lucruri și lucram și cu adulții. Și inclusiv am lucrat într-un centru de plasament 2 ani și inclusiv, adică pe lângă alte joburi pe care le-am avut și inclusiv am lucrat cu copii în secția de oncopediatrie, hemato, să zic așa, și chiar dacă pare un lucru foarte nefiresc,
inclusiv acolo apărea bullying, inclusiv acolo, dar mai ales în centru de plasament era o chestie foarte prezentă chiar în centru, sau veneau de la școală cu povești de acest gen și atunci era foarte... era necesară o anumită abordare. Plus, de-a lungul timpului, individual, fiind psihoterapeut de ceva timp și lucrând înainte de asta cu adulți în consiliere, am avut cazuri în care părintele venea cu această problemă, copilul meu. Deci, foarte interesant, nu degeaba am zis pentru fiecare participant în parte, pentru că am avut solicitări destul de des, poate chiar uneori mai, nu știu așa ca statistică, dar posibil chiar mai des de la părinții de agresori. Și atunci îmi dau seama că nu este doar despre victima care a suferit de bullying, este vorba și despre agresor și fiind cu o anumită experiență în spate, poate nu neapărat numeau părinții sau copiii care veneau cu această problemă, o numeau bullying, iată, este asta, dar în spate era acest fenomen și atunci cumva am reușit să din experiență, din ceea ce se întâmpla la fața locului, nu din cărți, să-mi dau seama despre ce este în spate, ce se întâmplă cu părinții acasă, ce se întâmplă, care e atmosfera generală, de ce în anumite medii se întâmplă mai des, care sunt mecanismele și cam ce se poate face. Deși la ce se poate face, am să vă dezamăgesc un pic la final, că nu e chiar așa de ușor, nu am o baghetă și nu pot să vă dau o baghetă, dar încet, încet se poate ajunge la rezultate care sunt mult mai profunde decât pur și simplu să rezolvăm la suprafață problema. Și sper foarte mult să fiu ajutată aici, și iată, acum am înțeles că e de la tastatură trebuie să mut, nu cu mouse-ul, să schimb pagina în sens. Am să vă rog să scrieți în comentarii unde vă aflați, de ce sunteți aici, puteți din astea diferite, nu-i neapărat tot într-un comentariu lung, unde vă aflați la moment, de unde sunteți, de unde sunteți aici, eu așa de mult vreau să vă văd, dar n-am cum pe ecran. De ce sunteți aici și ce așteptări aveți de la webinar? Și când întreb de ce sunteți aici, este ați trecut prin asta, pur și simplu sunteți curioși, ați avut sau chiar aveți cazuri cu proprii copii pe care vreți să-i ajutați într-o formă sau alta. Și la fel, repet, indiferent dacă copilul este implicat ca și victimă în bullying sau dacă este agresor, pentru că este o problemă foarte mare a părinților când se confruntă cu acasă copilul meu este super cu minte sau nici măcar eu nu mă descurc cu el și atunci nu știu ce să fac, nu știu cum să mă implic. Așa, am să văd, oare pot să văd chat-ul? Așa. București, Hălmagiu, Arad, așa, să diminuăm bullying-ul, asta e... Pot să încep eu? Doar că nu-mi dau seama de unde vine voce și atunci... Mă numesc Mădălina Ionela Ivan, mie nu merge chat-ul. Aha, ok. Doar că... Mie nu merge chat-ul fiindcă sunt din mediul rural și aici stăm cam... Este o situație mai dificilă cu internetul. Intervin eu. Nu are treabă internetul. Este probabil o eroare de la calculator. Se dă un restart la calculator și ar trebui să meargă. Da, nu am cum. Cine are imagine, are și chat. Dacă ai imagine, înseamnă că ai și chat-ul. Și eu zic să ne rezumăm la aceste convorbiri prin chat, pentru că altfel ne trezim că trece timpul și nu putem susține tema. La sfârșit, dacă va fi timp, da, se poate vera, la sfârșit există și intervenții verbale, da? Cel mai indicat. Da, ca să asigurăm pentru toți participanții să afle cât mai multe lucruri. Eu acum
acum citesc și am găsit eu și eu o soluție să mi-apară chat-ul chiar în față și da, ar fi foarte, foarte bine să scriem pentru că putem să cuprindem cât mai multă lume în acest sens. Nu promit că voi citi toate mesajele, dar peste care le văd mai dezvoltate un pic, voi încerca să le citesc. Sper că, așa, acum să dau eu înapoi să văd colegii mei care pot să mă ghideze aici. A, așa. Bun. Eu aud că sunt chiar cam de peste tot. Aud, văd. De fapt, așa, în munca mea întâlnesc cazuri, ok, să aflu cum pot să-mi protejez copiii, bun, Călăraș, Galați, Botoșani, Chișinău, Chișinău, București, vreau să văd și, așa, așa, să văd cam care e implicarea, din ce punct de vedere, am un băiețel de 10 ani și vreau să știu cum pot să abordez aceste situații când ne aflăm în fața acestor situații. Ok, bun. Aici e foarte interesant, a fost deja în aceste situații și nu știu dacă voi da seama că e aceeași persoană, dar așa, să diminuăm asta, am citit. 12 ani, să le fie mai bine copiilor. Cu siguranță asta ne dorim cu toții, nu degeaba suntem aici, adică e... cu ce poate va ajuta victima, agresorul sau cel... Aha. Cu ce poate ajuta... Cu ce se poate ajuta sau cu ce putem ajuta, probabil, mă gândesc pentru că cumva mă ducea gândul la cum poate victima să ajute pe agresor sau ceva de genul. Consilier școlar, așa, zi de zi. Da, e un fenomen foarte prezent, așa că e... Așa... Tehnici de diminuare, bun. Tehnici magice... foarte rapide, nu o să vă dau, din păcate. Nu, poate există, nu mi-asum că le-am căutat pe toate, dar nu știu eu din acelea foarte rapide. Am elevi la clasă, sunt profesor și consilier educativ din Buzău, fiul meu este victimă. Da, înțeleg, îmi pare rău. Așa, sunt profesor. Pe linia, profesor care doresc să aflu mai multe, sunt părinte de adolescent, întâlnim foarte des acest fenomen, din păcate, da, de pe poziția de victimă și se simt schimbări în rău. Vreau sfaturi, sugestii despre cum explic copilului explicit ce comportament să adopte și să și-l accepte. Aici nu știu dacă e doar despre explicat, voi reveni mai târziu și o să vedeți cam care ar fi. Eu încă 32 de mesaje în chat. Așa, să obțin informații despre metodele de intervenție. Mulțumesc. Ok, sunt din Sibiu, învățătoare, dar și pentru copiii mei, lucrez la grădinițe, dar și pentru copiii mei. 15 ani, fiica mea s-a aflat în situație, a devenit extrem de retrasă, nu mai comunica cu nimeni, iar părerea despre sine este dezastruoasă. Nu mai știu în ce fel să o încurajez să o scot din această situație. Așa, cum să previn și ce măsuri să iau, cadru didactic, dar și mama unui băiat de 9 ani. Eu văd aici două poziții, cum să ajutăm copiii din poziție de reprezentant al unei instituții și din poziție de părinte și am impresia că sunt mult, cel puțin așa mi s-a creat mie impresia, că sunt mult mai multe femei, mame sau reprezentanți de sex feminin din școală, asistent social, consilier școlar, calitate de profesor, părinte și terapeut. Sunt interesată să abordarea dumneavoastră și ce privește limitarea și gestionarea fenomenului. În primul rând ca părinte, profesor și părinte, mă interesează soluții. Bun, mămică. Cum poate scăpa copilul de agresor? Eu acum îmi dau seama așa.
Unde sunt celelalte 35 noi? Cred că ăsta era astea sunt ultimele. Am văzut care e atmosfera. Voi închide ca să pot să... Căutarea de soluții este foarte bună. Nu voi da soluții directe. Faceți asta și va ieși X, dar... Văzând care sunt mecanismele din spate, cu siguranță vor veni idei despre cam ce direcție, cam ce se poate face. Plus, așa cum ați primit în mail, cred că și în mail inclusiv cu siguranță era, voi veni cu o listă de întrebări un pic terapeutice și tocmai de asta abordarea mea, apropo de ce spunea mai sus doamna, care este abordarea mea, eu am o abordare un pic terapeutică și un pic despre ce se întâmplă în spatele fenomenului, ce se întâmplă în relație, ce se întâmplă în conectarea dintre părinte-copil, mai ales în atmosfera de acasă, ce se întâmplă inclusiv în abordarea dintre părinți, dintre ei doi. Așa că e un pic altceva decât pur și simplu soluții, fă asta și vei avea X rezultat, dar cu siguranță fiecare va avea câte o idee, cel puțin, despre cum poate să privească lucrurile diferit. Și să începem. Așa. În primul rând, ce vom face azi? Cu ce ne ocupăm azi? După fiecare moment, puteți să veniți câte o întrebare, cu întrebări, dar eu nu promit să le acopăr foarte, foarte mult pe toate și să explic foarte pe larg, pentru că avem foarte multă informație. Am încercat să o fac cât de compactă posibil și oricum a ieșit destul de multă. Deci, vom clarifica conceptul, ce înseamnă bullying, ce e asta? Foarte pe scurt, ca să fie foarte clar despre ce este vorba. Vom explora rolurile despre care vorbeam și până acum, în ce rol, care sunt rolurile și ce este specific pentru fiecare rol. Vom analiza cauzele, de ce se întâmplă, care sunt factorii care duc la fenomenul de bullying. Vom vorbi despre triunghiul dramatic, pentru că este... conceptul sau mecanismul cel mai mult implicat în general în fenomene care țin direct, indirect, într-o formă sau alta de violență în general, agresiune, violență și tot așa. Aici vom aborda fiecare punct, fiecare unghi, de fapt, al triunghiului, dar dramatic, ce e asta, ce se întâmplă, despre ce e vorba în general în acest sens. Ce întrebări ne putem adresa nouă ca părinți, dar și ca profesori dacă vă confruntați foarte, foarte des și dacă ceea ce se întâmplă cu copiii în clasă, în grupul de copii, vă afectează la nivel emoțional, multe întrebări se pot adresa ca și din poziție sau și pentru poziția de profesor sieși. Ce întrebări putem adresa copilului? Și aici nu este ca să adresând întrebări, să avem imediat un copil care are o altă abordare, dar mai ales în momentul în care aflăm anumite informații pas cu pas, încet și voi spune cam cum putem să adresăm acele întrebări, în acel moment vom putea să... Înțelegem încotro să o apucăm, cam despre ce e vorba, cum putem să ajutăm copilul, în ce direcție putem să fim mai atenți, adică nu va fi ca și cum am adresat acele întrebări și gata, este soluționată problema, dar putem să avem o direcție, putem să avem o idee și putem așa să ne conectăm mult mai bine emoțional cu copilul, nu doar despre... comportamental, ce se întâmplă cu el, cum reacționează și chestii de genul ăsta. Bun, care ar fi posibilele soluții și iar nu vor fi soluții magice, nu știu de care, dar vor fi câteva direcții de genul ăsta și care ar fi primul pas. Și el este foarte vizibil și la suprafață, nu știu dacă auziți copiii de aici, nu-i încă bullying, dar fac gălăgie sub geam. E foarte interesant cât de paralel se întâmplă lucrurile, vorbim despre copii, acolo se aud copii, eu îi aud, nu știu dacă îi auziți și voi. Și să începem. Voi ruga pe domnul Varban dacă apar întrebări super importante sau în anumite momente să-mi facă semn, eu doar pe el îl văd aici pe cameră, pe împătrățel în dreptunghi. Bun, o să mut chestia asta dacă așa. Bun.
ce este de fapt bullying-ul, nu voi citi, voi încerca să explic, anume să explic cum se întâmplă chestia asta. Este o formă de agresiune, de intimidare a unui membru dintr-un grup care are cumva prin anumite, sau prin comportament, sau prin felul în care arată, sau prin mediul din care vine, are ceva diferit de cele mai multe ori, sau are de cele mai multe, sau și are o stimă de sine scăzută și nu prea au încredere în sine, nu prea au încredere că pot să se apere. Plus la toate comportamentul lor, mai ales din ce în ce după primele momente în care au fost într-o formă sau alta agresați, devin și mai retrași și este ca și cum, fără să-și dea seama de ce fac asta, fără să-și dea seama cum fac asta, este ca și cum ar transmite mesajul, da, eu pot să fiu agresat, chiar dacă nu își dau seama cum fac asta. Dar asta pare că transmit. Și atunci când spunem bullying, vorbim despre un grup asupra unui individ sau unui grup mult mai mic sau mai mic, dar de cele mai multe ori vorbim despre un lider, să zic așa, un agresor, putem să-i spunem, și ceilalți care pare că îl susțin. Pare că îl susțin, dar de fapt sunt martori și se dau cumva de partea agresorilor tocmai ca să nu nimerească în... Adică ei cumva par toți ca fiind agresor, dar nu-i chiar așa, ca și fenomen, e un pic altă, se nuanțează lucrurile din acest punct de vedere. Adică în momentul în care vedem un grup din 2, 3 și mai mulți copii agresând verbal, făcând glumițe, agresând fizic în sens punând piedici sau făcând anumite glume din astea mai agresive într-o formă sau alta. Și mai ales asta se repetă și victima sau victimele sunt cam aceleași, este un fenomen, cu siguranță este despre bullying, adică trebuie să fie niște componente aici. Este un lider care inițiază, sunt... ceilalți sau mulți dintre ceilalți care se implică de partea acestui agresor, dar care nu sunt de fapt agresori, ei pur și simplu e o formă de apărare ca să nu cumva să nimeresc eu în partea cealaltă, în partea opusă. Cam asta ar fi, la general, pentru că sunt foarte multe detalii de discutat, dar ca să fie clar despre ce anume vorbim, să avem pe ce pune degetul. Și... aici este despre, nu este doar despre fizic, este și despre această încercare de a umili pe cineva, de a face ca acel cineva să se simtă fără valoare și asta se întâmplă repetat. Este despre ceva care putem practic să observăm nu odată. Foarte rar când după o încercare de a agresa, persoana dacă, nu neapărat că foarte rar, dar persoana dacă poate să se apere sau cel agresat poate să se apere, de cele mai multe ori cei care au încercat asta nu vor mai reveni. Adică vor simți că e în regulă, el se apără sau face tot posibilul ca să se apere și chiar poate fi destul de furios, poate să-și manifeste furia, atunci nu vor mai reveni agresorii asupra acestui fenomen. Așa, cum se simte de fapt fiecare participant? Ce se întâmplă în interiorul fiecărui participant? Și aici, iarăși repet, fiecare poziție sau rol are nevoie de ajutor într-o formă sau alta, pentru că dacă apare fenomenul, nu-i despre faptul că suferă doar victima. Nu. Fiecare participant are traumele lui, durerile lui prin care trece, are procesele lui interioare cu care altfel nu se descurcă. E unica modalitate de a se adapta la ceea ce se întâmplă în viața lui este asta și
suferă fiecare, doar că în sens comportamental se manifestă chestia asta dificil. Așa. Așa, asta veți, lucrurile care sunt acolo veți putea să le citiți și, și după și vă veți putea aminti anumite detalii despre ce am vorbit. Ce simte de fapt victima? Cu siguranță vă este cunoscut din punctul propriu de vedere în anumite momente când ați fost victime, am fost cu toții victime într-o formă sau alta. Sau acasă, sau cu frații mai mari, sau în raportat la părinți, sau în anumite medii în care cumva cineva încerca să fie superior, dar am simțit asta mai mult sau mai puțin. Am simțit asta într-o măsură care ne paraliza sau am simțit asta mai ușor și am trecut peste asta mai ușor. De fapt, neputința, propria neputință, este cel mai, să zic, dureros sentiment sau cea mai dureroasă stare, cea mai dureroasă emoție pe care este simțită de victimă și pe care pur și simplu o blochează victima ca să se apere, ca să facă ceva. E pur și simplu ca și cum această neputință îi inclusiv și corpul amorțește și nu mai poate să facă nimic și nu mai poate nici să se apere și pare că nu mă pot controla ca să... Apropo de ce spunea doamna în întrebări, cum să-i explic astfel încât să știe și să accepte cum să se comporte. Practic, victima nu poate să aplice ce știe. Nu, în acel moment nu reușește, pur și simplu nu reușește, este paralizată de această neputință pe care o simte. Urmările pe termen scurt și mai ales pe termen lung pot fi dezastruoase și asta, din păcate, pot afecta foarte mult inclusiv performanța școlară, inclusiv cum se formează caracterul, cum percepția despre sine, încrederea în sine, imaginea de sine, cât de îndrăzneț va face chestii, cât de multe lucruri va putea să-și asume, cât de multe lucruri se va implica, inclusiv în prietenii, în relații în general. Adică pot să fie urmări foarte, foarte grave, grave în ce sens? Să afecteze însă și formarea personalității, ceea ce e foarte important pentru copii și pentru adolescenți. Noi asta, adică cursul creșterii, din punct de vedere și psihologic și emoțional, psihoemoțional și cognitiv, este un curs în care persoana se dezvoltă. Și în momentul în care ceva intervine în acest curs de dezvoltare, atunci însăși personalitatea nu poate să se dezvolte nici pe departe la maximul potențial. Și ce se întâmplă pe parcurs este că acele succese, dar nu neapărat că tindem spre succese, de acea stare de bine, că am făcut ceva bun, că sunt valoros, are de suferit poate chiar toată viața, sau până la destul de multă terapie, sau până la destul de multă conștientizare, ce se întâmplă și chestii de genul ăsta. Eu nu promit că ating tot ce am scris aici, pentru că nu foarte mult mă uit în, adică nu așa poate câte un cuvânt ca să mă, așa că dacă aveți capacitatea paralel să și ascultați, să și citiți, posibil să fie completă informația sau mai completă. Bun, agresorul. De fapt, agresorul în interior sau în mediul în care s-a crescut, în mediul în care, din care vine, este foarte posibil să fie aceeași sau practic foarte asemănător aceeași problemă. Foarte probabil a avut o victimă sau are în continuare un agresor acasă sau în alte medii din care face parte. Și neputința pe care o simte foarte mult victima este de fapt ceea ce agresorul evită din toate puterile să simtă și să se conecteze cu. Este ca și cum atât de mult i-a creat o suferință atât de mare
această neputință în care a fost pus în anumite momente din viața lui în trecut sau chiar și în prezent, încât foarte, foarte, foarte mult se concentrează să nu o simtă. Lucrurile astea se întâmplă nu conștient, lucrurile astea nu-i ca și cum au, ok, am simțit neputință, vreau să evit asta. Nu se întâmplă așa, nu sunt asemenea gânduri, dar asta se întâmplă ca și încercarea lui de a fi tot timpul cel care controlează ce se întâmplă, ca să nu cumva să fie cel controlat, ca să nu cumva să simtă că nu este în puterea lui să facă că nu depinde de el, ceea ce face, ce nu face, alegerile proprii că nu depind de el. Și în acest caz, el cumva încearcă să proiecteze această neputință pe celălalt, pe victimă în cazul acesta, și să simtă, să încerce să, pe cât este posibil, să încerce să simtă că el este puternic, că el este cel puternic aici, pentru că acolo unde a fost agresat, pur și simplu nu are cum să simtă acea putere. Mai este un fenomen specific pentru agresori, cel puțin în momentul în care are loc agresiunea, dar este posibil ca asta, dacă se întâmplă foarte des, foarte mult, să se cronicizeze cumva acest, adică în funcție de personalitatea, cum s-a format sau cum se formează personalitatea copilului sau deja adultului agresor, există un fel de blocaj al empatiei. De ce se întâmplă chestia asta? Ca să fiu empatic, cel care agresează nu poate fi empatic la moment. De ce? Pentru că a fi empatic, asta înseamnă a simți în propriul corp, pentru că așa se întâmplă, insula citește ce se întâmplă în propriul corp, neuronii oglindă și tot așa, este despre a simți în propriul corp ce simte celălalt. Adică eu oglindesc ce simte în corp și eu citesc. Asta, ăștia sunt doi pași foarte simplu, simplificat despre ce este empatie. Și eu citesc ce simt eu în corp. Și atunci nu am cum să mă conectez cu ce simt, pentru că ar durea și mai mult. Și atunci creierul, psihicul, pur și simplu blochează empatia. Și în momentul în care agresăm pe cineva sau dacă facem asta mai mult timp, asta cumva se cronicizează, cum spuneam, dar nu știu cum să explic, adică devine un fenomen care e foarte prezent practic în toate, cu timpul, dacă agresăm foarte mult, putem să devenim practic lipsiți de empatie, asta chiar dacă nu avem o tulburare de gen din spectru din asta de sociopatii sau chestii de genul. Adică chiar dacă nu suntem de mici așa, dacă facem asta foarte mult, pur și simplu se blochează empatia. Asta e o chestie. Plus la toate, chiar dacă fiecare rol are într-o mai mică sau mai mare parte chestia asta, agresorii nu reușesc să aibă relații autentice, să se conecteze de la inimă la inimă, să zic așa, sau foarte autentic cu celălalt, să se apropie practic. Și ei au relații foarte nu apropiate și nu cu adevărat bazate pe, nu știu cum să zic, pe a simți într-adevăr apropiere cu celălalt. Chiar dacă pot să fie anumite relații, să funcționeze așa de la distanță, dar lor le este foarte greu să facă relații de fapt. Să se apropie. De ce? Unul din motive ar fi că asta ar însemna să se vulnerabilizeze, dar pentru ei asta este iarăși despre a mă întâlni cu propria neputință. Dacă eu sunt vulnerabil, eu trebuie să mă întâlnesc, să mă ating cu ea și eu o neg total în interiorul meu. Adică nu, slăbiciunea mea, neputința mea nu există. Pentru că dacă eu aș admită că ea există, atunci asta e suferință. Și eu pur și simplu le scot total. Și relațiile, eu am impresia că trebuie să mă vulnerabilizez, deci trebuie să am niște emoții, deci trebuie să mă întâlnesc cu această neputință. Vreau doar să-mi dați un semn că până aici e totul clar, nu, încă nu sunt gata la întrebări, pentru că mi-aș
cursul despre ce vorbesc ar fi, dar dacă îmi dați un semn că este totul clar și înțelegeți la ce mă refer, atunci ar fi minunat. Și martorul, eu sunt și alte traduceri sau alte, nu știu cum să zic, eu am luat-o pe asta pentru că ne este foarte cunoscută. Ne este foarte cunoscută ca și cuvânt, ca și termen. Și atunci am ales asta, am ales martorul. Și aici e foarte interesant rolul ăsta pentru că seamănă foarte mult cu rolul pe care l-au copiii acasă în momentul în care este violență între adulți, între părinți cel mai des. Nu neapărat părinți, dar adulți. Asta a fost un semn, oare? Că nu știu. Ceva mi-a apărut, dar n-am prins momentul. Și de fapt, ceea ce simte cel care vede cum se întâmplă lucrurile, nu este nici pe departe ușor și nici pe departe el ca și cum nu participe și totul în regulă. Nu. De fapt, este un risc și pentru martori, pe termen lung mai ales, pentru că ei au întotdeauna în interior un conflict. Un conflict de ce fel? Să aleagă să fie empatici și să fie de partea victimei, chiar dacă asta ar însemna să fie salvatori și chestii de genul, dar asta ar însemna că pentru ei există un pericol să fie la un moment dat și ei victime. Și atunci poate fi tendința în interior sau impulsul să fie de partea victimei, dar practic nu pot arăta chestia asta pentru că există frica să nu nimerească și în rolul ăsta. Și există un conflict, adică eu vreau să mă apăr pe mine pentru că e normal să vreau, e firesc cumva să vrem să fim în siguranță și pe de altă parte simt un fel de frustrare că nu pot să fiu de ajutor, că nu pot să fiu autentic, să mă aliniez cu ceea ce îmi vine mie. Și este foarte greu de trăit acest conflict intern, de fapt. Plus la toate, îmi dau seama că vor fi consecințe pe termen lung de la propria conștiință, și atunci este ca și cum aleg la suprafață sau comportamental să fiu de partea agresorului, dar în interiorul meu nu sunt și atunci e tot timpul mă rupe așa în două părți. Plus la toate, ca și emoții, apare și aici foarte multă neputință pentru și nedreptate sau simț al nedreptății, pe care, adică e poate și furie pe agresor, pe de o parte, pe de altă parte, e identificarea cu agresorul care, din toate punctele de vedere, poate pot să fie că nu vreau să recunosc nici eu propria neputință, adică este și foarte multă neputință și tot așa. Au apărut oare acolo semne? Domnul Varban, îmi dați un semn că e da, tot? Da, au fost câteva persoane care au să pună întrebări verbale, dacă se poate, nu știu. Depinde cât de scurte și depinde cât de mult va trebui să răspund, pentru că dacă ar trebui să răspund foarte pe lung, atunci ar fi mai greu să urmăm ce avem de urmat. Dar verbale pentru că e mult de scris sau pentru că... Probabil. Eu ce am înțeles, așa că am rezumat, este că din păcate tot suferă. Și victima, și agresorul, și martorul sunt în durerea lor prinși în jocul acesta. Și că, de fapt, agresorul suferă în alte părți agresiunea. Este el însuși victimă în alte contexte, motiv pentru care se refulează, se descarcă pe victima care o găsește și la rândul lui pentru a-și compensa această frustrare și neputință care se manifestă când este el victimă. Da, Putem să luăm una, două întrebări, cred, dacă și vedem în funcție de. Dacă simt că foarte mult de explicat și nu-i cazul, atunci... Vă rog, cine a mai ridicat mâna să o mai ridice odată? De exemplu, Laura Marieta Stan a ridicat mâna. Doamnă, vă rog, vă rugăm. Poate după asta s-a clarificat? A venit doamna Pârvulescu Doina. Da, doamne. Uh-huh. Uh-huh. Nu, microfonul, poriți microfonul.
Doamna Pârvulescu, porniți microfonul. Din stânga jos. În stânga jos. Acum. Bună seara. Bună seara, nu vă văd, dar... Din Brăila sunt. Eu sunt mama unei fetițe de 15 ani, v-am mai scris în comentarii. A terminat clasa 8-a acum și a suferit foarte mult anul acesta și eu alături de ea, din cauza acestui bullying, prin prisma faptului că oarecum era un pic mai deosebită față de ceilalți, ea a fost mai înaltă, a avut o creștere mai accelerată în copilărie, ca să zic așa, și de aici am dedus eu că se întâmplă, că de fapt tot ce s-a întâmplat era legat de fizicul ei. Întrebarea mea este, am încercat să o duc la un psiholog, cu greu, cu foarte mare greu, după care a plâns pur și simplu toată ziua după ce a plecat de la acel psiholog. Voiam să vă întreb în legătură cu abordarea asta pentru victime. Din ce mi-a spus ea când a ajuns acasă, s-a simțit nedreptățită că, din ce mi-am dat seama că ați vorbit și noi asta acum, i s-a prezentat faptul că și agresorul este la rândul lui o victimă, dar s-a simțit nedreptățită pentru că i s-a minimalizat suferința ei. Uh-huh. E corect să fie abordat acest subiect al agresorului în fața victimei care, nu știu, eu asta mă întreb, este corect această abordare? Și copil fiind, vă dați seama că adult înțelegi într-un anumit fel lucrurile, copil fiind, eu cred că lucrul ăsta e mai superficial, adică nu e același nivel de înțelegere ca al unui adult. Uh-huh. Și practic mi-am ratat șansa ca să o mai pot duce la psiholog. Retragerea ei este extraordinar de mare, ea nu mai vrea să mai iasă din casă, se vede urâtă din toate punctele de vedere și când vorbesc de asta mă refer la fizic. Acum da, da, da. Vă la 15 ani, asta contează pentru ei. Degeaba și degeaba încerc eu să o tot încurajez pe toate planurile și din partea mea ea nu mai acceptă niciun sfat pentru că știe că sunt mama ei, că o iubesc și că automat eu zic lucrurile astea, că așa zice orice mamă pentru copilul lui. Deci eu nu știu cum să mai abordez această situație și întreb dacă este corect această abordare pe care a făcut-o psihoterapeutul la post. Așa, acum, eu nu pot să-mi dau seama ce anume a făcut psihoterapeuta, de ce? Pentru că sunt momente în care, de exemplu, vine un membru al familiei la mine ca și la specialist și îmi spune că X sau copilul sau părintele sau soțul, soția, nu știu cine, a spus X, Y și Z, dar de fapt este ce a auzit el. Pentru că sunt anumite zone care sunt rănite, care sunt foarte vulnerabile, interpretarea poate să fie foarte, adică este îndeajuns să audă informația pe care eu am dat-o acum și să zic, aoleu, cumva sunt de partea agresorului și la apă. Da, și păi eu la asta mă refeream, știind faptul că ea este o victimă. Este copil, are un anumit nivel de înțelegere. Deci, e corect această abordare? Adică întâi să-i spui eu că nu pot să ăla este o victimă și trebuie înțeles acela și vă dați seama. Ca să judec că a făcut sau nu corect psihoterapeutul, nu am nici voie și nici nu cred că e necesar. Că a făcut din punctul dumneavoastră de vedere, această abordare... e bună cu un copil de 15 ani? Dacă vă spun mai că și dacă nu vă spun că nu-i bună și rămâneți în poziția de salvator a propriul copil, vă ajută? Nu. Urmăriți până la final. Da. Și întrebările care sunt despre dumneavoastră, am să vă rog să vi le adresați foarte sincer, nu astăzi, nu acum, în momentul în care veți, cu foarte multă sinceritate. Și este despre a face eu ceva cu mine, mă duc eu la psiholog, spun ce simt eu ca și părinte, cumva ce se întâmplă în mine, care-i
povestea mea din interior, ce fac eu cu toată, cu sentimentele mele ca și părinte neputincios în față în acest vis-a-vis de acest lucru vă referiți, nu? Da, exact. Da. Ca și părinte eu în această situație. Am suferit extraordinar de mult, vă dați seama, ca părinte ți se rupe inima în mii de bucăți că nu poți să-ți ajuți. Înțeleg. Copilul. Exact. Cred că de-aia suntem aici 100 de participanți, că tuturor ni se rupe inima când se gândesc la copiilor. Exact. Și ca să nu putem... poți să-i ajuți, n-ai cum. Aveți răbdare, veți vedea la final niște idei și veți putea din întreg materialul să trageți niște concluzii. Haideți să-l parcurgem. Eu vă spun ceva așa, prietenește. Toate top modelele din ziua de astăzi au peste 1,80 m. Da. Da? Fata dumneavoastră are peste 1,80 m? Are 1,75 la 15 ani. Mare de crescut până la top model. Spuneți-mă, stai liniștită. I-am spus, vă dați seama că... Încă ești pe drum spre a ajunge în vârf. Încă ești micuță. Și am o verișoară, sincer. Adică vă spun un caz concret. Că aici, toată tinerețea mea, eram cumva luată peste picior, că eram foarte înaltă. Și după aia, după ce am devenit adult, mi-am dat seama că e un lucru pe care ceilalți îl apreciază la mine. Da, dar așa e. Când eram copil, nu eram în seară. Ăia, alții se simt mici față de a doamnă. Ăsta este și din cauza cea o asacră. Dau seama de acest. Așa este, aveți dreptate. Și îmi dau seama de acest lucru, dar problema e că ea nu vede lucrul ăsta și nu poate să-l perceapă deloc. Haideți să urmărim prezentarea. Da. Nu da, va putea să fie ajutată până în momentul în care în interiorul dumneavoastră nu se întâmplă schimbarea de percepție, schimbarea de abordare și schimbarea de... Adică să... Pur și simplu să ascultați, să vă adresați întrebările și să vă pună pe gânduri într-o formă sau alta. Unde văd, cum văd, pentru că eu aici, exact înainte de asta am spus despre neputință pe care o simte fiecare și era despre, ok, simt și eu asta, înseamnă că sunt acolo, sunt în... Este despre a urmări până la urmă. Apropo, eu am 1,55 m și... Din partea cealaltă am suferit, așa că e cum toată lumea are despre ce suferi dacă așa e cazul. Da, să se dacă se lasă afectată. Da, exact. Până la urmă, dacă nu ne lăsăm... E greu să nu ne lăsăm afectați, e despre ce facem după cu toată povestea. Bun. Care sunt cauzele și factorii care pot declanșa fenomenul de bullying? Repet, aici am luat câțiva pe care eu, din punct de vedere terapeutic sau din punct de vedere mai în profunzime decât ce se întâmplă la suprafață, i-am considerat foarte importanți. Ei sunt foarte mulți. Nu-i ca și cum am putut să pun tot aici și nu-i ca și cum putem să influențăm pe toți. Deci, în general, avem o societate care abundă de violență. Și este, nu-i doar, noi acum având acces la foarte mulți oameni de pe planetă, avem acces și la această, la veni în contact, acces la violență prin filme, prin jocuri, prin multe, multe, multe alte chestii și este mult mai mult, chiar dacă acum sute de ani, mii de ani, real se întâmpla mai multă violență, ea nu era atât de multe, ca și cazuri, era ce se întâmplă acasă și practic în vecinătate și atât. Acum e prezent. Și asta reprezintă un fel de... model care când ne obișnuim cu chestia asta pare o normalitate. Pur și simplu atât de mult ne obișnuim cu prezența ei încât nu o vedem ca fiind anormală ca și fenomen. La fel imaginea de sine care e mult mai mult acum bazată, dacă pot să spun așa, pe validarea externă. Este despre acele like-uri, despre acele vizualizări, despre acele cât de vizibil sunt, nu vizibil, cât de în față sunt, cât de nu în față sunt și tot așa. Și nu este o imagine de sine bazată pe valoare mai profundă decât ceea ce mi se transmite din exterior. Și sunt foarte mulți
copii, adolescenți, chiar și adulți, care percep că, într-adevăr, dacă nu am nu știu cât X like-uri sau vizualizări sau așa, înseamnă că nu sunt destul de valoros. Sau trebuie să dovedesc cât de valoros sunt prin a contoriza, prin a face cât mai mulți, prin a acumula cât mai mult în această privință. La fel, încă o chestie foarte importantă este deconectarea emoțională dintre părinți copii sau între părinți între ei. De ce? Pentru că în momentul în care ne deconectăm, apare o nevoie care este în aer a copilului, a adolescentului, de conectare. Și atunci, în acel moment, este în interior, se întâmplă foarte multe fenomene, foarte multe efecte, urmări, unul dintre care este senzația de nesiguranță. În momentul în care nu sunt conectat și în momentul în care nu văd conectare dintre cei doi adulți care nu că mă reprezintă, dar îmi asigură cumva bună funcționare în această lume. Fie că ei sunt împreună, dar nu foarte calzi unul cu altul, fie că sunt separați, fie că este foarte multă nesiguranță și la ei și tot timpul se ceartă. Indiferent de, eu văzând asta, eu mă simt în nesiguranță și asta mă duce într-o zonă de a fi sau victimă, sau, adică într-o zonă care ne împinge spre bullying. La fel, scenariul agresor-victimă, eu nu le-am inclus pe toate trei, dar pe scurt, poate și așa să se numească, prezent la toate nivelurile. La toate nivelurile. În societate, la serviciu, în societate, în sens pe larg vorbind, între grupuri, în interiorul fiecărui grup. Este atât de prezent acest scenariu încât, la fel ca și cum spuneam mai devreme despre violență, este perceput ca o chestie normală și nu este conștientă. Pur și simplu nu conștientizăm cât de prezent este acest scenariu. Neputința școlii și a familiei atunci când se întâlnește cu fenomenul. Și acum am văzut o greșeală de tipar, că sunt și eu sigur, cu siguranță om aici. În momentul în care școala și școala, părinții, cei care cumva sunt văzuți ca fiind responsabili sau cei care pot să rezolve sau își asumă sau li se dă asumarea asta de a rezolva problema, abordarea prima care este pe termen scurt aleasă este să pedepsească și să devină ei înșiși agresori față de agresor. Și pe termen scurt poate funcționează chestia asta, dar este atât de negativă pe termen lung încât pur și simplu valul următor care va veni înapoi va fi dublu sau triplu. Sau agresorul va ascunde ce face sau va face într-o formă mult mai indirectă, perversă și nu știu ce. E o anume abordarea asta să pedepsim, nu să vedem problema, nu să o rezolvăm în profunzime, dar să pedepsim, dăunează și mai mult pe termen lung. Și aici, nu înțeleg ce băgăm peste tot râ. Foarte interesant. Un nivel jos de inteligență emoțională în general. Și în momentul în care vorbim despre nivel de inteligență emoțională, aici vorbim despre, nu doar despre a numi emoțiile, despre empatie. Inteligența emoțională are foarte multe componente și în momentul în care avem o inteligență emoțională destul de sus, la nivel de familie, la nivel de societate și tot așa, vom putea inclusiv să gestionăm mult mai bine anumite stări, să le conștientizăm, să exprimăm și toate aceste frustrări care vin din nesatisfacerea unor nevoi emoționale nu vor merge spre a agresa sau spre a atrage agresiune. Adică va curge mult mai funcțional în privința asta.
La fel, prezența unor traume profunde care se transmit din generație în generație indirect sau la nivel subconștient, la nivel de gesturi, la nivel pur și simplu subtil, la nivel indirect. Și eu vorbesc aici despre traume care sunt despre războaie, sunt despre diferite atacuri, diferite suferințe la nivel de societate, care s-au transmis și chiar dacă suntem la câteva generații de atunci, urmările sau efectele acestor traume foarte, foarte profunde trăite încă se mai simt în noi și încă se mai manifestă într-o formă sau alta în viețile noastre, chiar dacă nu le-am trăit în mod direct. Și aici, apropo de termen lung, ceea ce spuneam un pic mai sus despre poate pe termen scurt funcționează. Cam toată lumea foarte greu ne uităm în viitor ce ar funcționa pe termen lung pentru copilul meu sau ce ar funcționa pentru mine pe termen lung sau pentru elevul pe care îl ghidez, ce ar funcționa pe termen lung. Ne dorim din astea rezultate imediate, inclusiv pentru că este foarte frustrant să ne confruntăm cu acest fenomen și pentru că există foarte multă presiune. Fie că este presiune pe care o avem noi în interior când vedem copilul care suferă, așa cum zicea doamna de mai devreme, nu am reținut numele pentru că nici nu am reușit să o găsesc pe unde este, suferința mea e atât de mare încât eu am să vreau să scap de această suferință, de această stare tensionată internă și am să vreau să fac ceva acum. Plus, ceilalți participanți tot la fel îmi transmit să fac ceva acum ca să scap de chestia asta, ca să rezolv, ca să nu mai vină presiune din afară. Dacă sunt părinte de copil agresor, presiunea este foarte mare pe mine să fac ceva. Și atunci voi apela la violență eu însumi, la pedepse, la alte chestii și nu voi căuta, nu voi avea timp, practic, voi fi foarte împins să fac ceva foarte, foarte rapid. Asta, la fel, menține problema sau chiar o intensifică. Nu doar o menține, dar o intensifică tocmai pentru că este ca și cum se întâmplă ceva în corpul nostru foarte grav, o boală, să zic așa, dar care poate la stadii incipiente să fie tratată, să fie vindecată cumva și noi luăm analgezice sau noi luăm ceva care pur și simplu simptomele, oricare nu ar fi ele, le amorțește și atât. Acea, ca să ne atragă suficientă atenție, acea boală se va agrava. Exact același lucru și aici. Facem ceva pe termen scurt ca să treacă durerea de acum, ca să nu mai simțim presiunea și ceea ce se întâmplă este că primim și mai mult. Ce este triunghiul dramatic? Cei din domeniu, care sunt profesori, care sunt consilieri, care sunt terapeuți, din cei care sunt aici, cu siguranță, nu odată auzit și știu foarte bine despre acest fenomen triunghi și așa mai departe, este de fapt rolurile pe care le cunoaștem foarte bine, le cunoaștem într-o formă sau alta în interiorul nostru sau în afară sau în multe, multe contexte pe care le-am avut în viață, care sunt legate de conflict într-o formă sau alta, nu neapărat deschis, doar că de foarte multe ori nu conștientizăm ce rol avem într-o situație sau alta. Și le vom lua pe rând. Este o mică diferență, dar aici sunt mult mai pe larg descrise, să zic așa, mult mai multe puncte în acest sens. Este o mică asemănare dintre acolo la martor în funcție de nu neapărat întotdeauna este salvator martorul, de cele mai multe ori salvator devine profesorul sau părintele al copilului agresat, dar în rest seamănă destul de mult agresorul și victima, seamănă foarte mult cu ce am vorbit mai devreme.
agresorul din acest triunghi dramatic, dacă vorbim anume despre acest concept, este la fel cum a spus, exact cum a spus domnul Varban mai devreme, este victimă în alt context sau a fost, cel puțin a fost victimă și a fost foarte posibil, are poate un părinte care este agresor, un frate mai mare, un context în care se află agresorul. Așa cum am spus și mai devreme, este lipsit de empatie și v-am spus și de ce. Există o foarte mare suferință în a empatiza în momentul în care agresezi și atunci nu vreau să simt această suferință și pur și simplu o blochez. Nu se întâmplă conștient, exact cum spuneam. Deconectat de sine și de ceilalți. Chiar dacă poți să fie sufletul petrecerii sau în școală, nu știu dacă putem să folosim, adică foarte văzuți ca fiind lideri, de fapt relații nu au relații profunde. Relații profunde nu au și sunt deconectați de la ce simt, de la propriile emoții, de la propriile trăieri, nu reușesc foarte bine să simtă empatie, compasiune, iubire, însăși starea aceea de siguranță și de cald și confort emoțional de la apropiere și tot așa. Cu o stimă de sine fals ridicată. Această stimă de sine este bazată pe... cumva este inflamată, umflată cumva și este bazată pe anumite semnale de supunere din partea celor din jur sau semnale că, da, eu sunt cel care are puterea și nu se bazează pe lucruri profunde cu adevărat valoroase în interior. Așa cum spuneam și mai devreme, nu au abilități de apropiere, sunt foarte, foarte, pot să fie foarte reci într-un fel sau altul, foarte, este ca și cum parcă n-ar avea emoții, nu că n-ar avea emoții, dar nu ar reuși să fie calzi. Și, plus la toate, este incapabil să se simtă iubit și apreciat pentru ceea ce este, tocmai pentru că a fost victimă în alt context, a primit foarte mult mesajul că nu este valoros, încearcă să se simtă valoros pe seama asupririi celuilalt, dar nu reușește să și simtă asta. Simtă o adevărată valoare și se simtă... Avem și muzică. Să se simtă... iubit și apreciat pentru ce sunt și nu sunt capabili să iubească și să aprecieze pe altcineva tocmai pentru că dacă ar iubi și ar aprecia, asta ar însemna că eu sunt mai jos și asta e foarte, foarte dureros pentru mine și nu degeaba am pus agresorul sus, pentru că ei cumva așa se simt acolo sus. Și sunt prezente în interior emoții în exces de furie, de gelozie pe oricine are atenție sau are un beneficiu din ceva sau pe cei care parcă au putere sau orice beneficiu pe care putem să-l avem în grupuri. Și este foarte multă frică acolo să piardă puterea pe care își imaginează că o au. La fel, nu am scris aici, dar ceea ce este încă specific pentru rolul de agresor, într-un fel sau altul, este că ei neagă, de fapt, că ar fi, că ar suferi sau că ar fi suferit. Eu am întâlnit oameni care... sunt ok cu a agresa propriul copil. Sunt ok și chiar văd asta ca fiind foarte, foarte potrivit, foarte în regulă, de ce nu? Eu și cel mai interesant este că este parcă s-ar fi înțeles unul cu altul, argumentul lor forte este că eu am fost bătut și n-am pățit nimic.
Și aici, în punctul ăsta, se vede foarte clar cum aceștia își neagă propria suferință, își neagă propria vulnerabilitate, își neagă propria faptul că, de fapt, nu le-a fost foarte bine sau nu s-au simțit deloc bine și au suferit în momentul în care erau mici. Ăsta e doar un exemplu care să vă... Adică își neagă propria suferință. De ce? Pentru că iar este despre a fi vulnerabil și despre a accepta propria neputință, care e imposibil pentru un agresor. Victima. Iarăși le-am luat așa pur și simplu exact de pe triunghi. La fel ca și agresorul, a fost la un moment dat agresat sau este în continuare, de fapt, agresat, doar că strategia de supraviețuire, care e la toți trei membrii ai membrii, toate trei rolurile, și voi zice că sunt toate trei, de fapt, în noi, într-o formă sau alta, strategia de supraviețuire este alta. Și ceea ce se întâmplă aici, dacă acolo agresorii își neagă propria neputință, victima, dar vorbesc aici nu doar în cadrul... despre cele trei roluri vorbesc și vorbesc despre tot poate fi în familie un adult, la locul de muncă, inclusiv între prieteni, se manifestă, nu vorbim aici doar despre copii, îi vorbim despre acest rol sau această parte, să zic așa, care se manifestă într-o formă sau alta în noi. Și negarea propriei puteri este despre faptul că la un moment dat eu am perceput că nu pot face nimic să mă apăr și cumva asta a fost ceea ce am început să cred că e adevărat, dar la un nivel foarte, foarte profund. Este foarte greu să nu mai cred în asta. Nu văd propria putere, nu văd cum pot să mă apăr și nu văd propria mea valoare. Mă fac mic, 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 pentru că asta m-a salvat la un moment dat. Și apropo de m-a salvat, întotdeauna o victimă caută un salvator, într-o formă sau alta. Nu crede că poate să facă ceva pe cont propriu, chiar dacă de cele mai multe ori este deja adult sau contextul din jur este diferit și el de fapt poate să se apere. Este foarte posibil că vede mult mai mult pericol în jur decât există de fapt și este foarte posibil că vede propriile puteri sau capacitatea de a face ceva mult mai mică decât este de fapt. Și de asta caută întotdeauna un salvator, pentru că nu crede că se descurcă singur. Indiferent dacă o caută la părinți, la profesori, la prieteni, în online, oriunde, dar întotdeauna vor căuta un salvator. Și asta e specific pentru o persoană care își asumă rolul de victimă în mare parte. Sau poate temporar, nu neapărat să fie tot timpul un rol de victimă. Se vede ca fiind slab și neputincios, ceea ce spuneam și mai sus. Încă o chestie, am lucrat și cu mame, doamne, agresate de-a lungul timpului de soț, inclusiv care au fost în relații cu un abuzator din acel abuzator, adică clasic, nu clasic, profesionist, dacă putem să spunem așa, chiar dacă nu e chiar potrivit termenul. Foarte multă furie adunată pe care nu o pot exprima direct agresorului sau abuzatorului, nu reușesc pentru că au impresia că le-ar îi pune și mai mult în pericol și care este îndreptată înapoi în interior sau indirect în alte părți. Fie este transferată pe cei mai mici, inclusiv copii, într-o formă sau alta pe cineva care e mai jos ca și putere, sau este îndreptată la fel spre agresor, dar în formă mai degrabă de agresivitate pasivă. Adică undeva iese această furie, sau asupra sa, a propriei persoane, sau asupra celor mai mici, să zic așa, în ghilimele vorbind, nu neapărat să fie mai mici ca și vârsta, sau asupra înapoi, dar într-o formă foarte
indirectă modificată. Și este foarte, foarte multă furie în general în victime. Foarte multă. Adică e așa, se simte. În momentul în care ne dăm seama, înțelegem oamenii destul de bine, chiar se simte foarte de departe. Și vorbesc chiar cu ură despre agresor, cu o formă din asta așa de apăsată. Și agresorii au foarte multă furie, dar o manifestă total diferit. Simte că doar din afară poate să vină salvarea, ei nu pot să facă nimic și au impresia că lumea în general e un loc periculos și mulți vor răul. Adică se vede cumva, interpretează semnalele de la cei din jur ca fiind... nu periculoase, nu neapărat periculoase, dar rău intenționate, de cele mai multe ori. Adică chiar dacă încearcă cineva care e neutru, nu neapărat este agresor, să se apropie sau ceva de genul, sau îl vede salvator și poate să îl vede ca având puterea să mă salveze de aici, sau îl vede ca agresor, are un plan acolo, nu trebuie să fiu foarte, foarte atent. Și nu vede sensul să facă o schimbare în sine pentru că nu vede cum, nu se vede capabil, dar visează că la un moment dat va fi, adică are realitatea pe care o percepe, percepe că o are, și realitatea la care visează sunt foarte diferite, sunt la extreme diferite, și asta îl ajută cumva să se detașeze de ce simte și să se țină cât de cât în formă. Eu mă uit și la... Îmi dau seama că și avem mult de lucru, încă destul de mult de lucru. Dacă apar întrebări foarte, foarte, foarte importante și pe care le scrieți sau cumva să-mi faceți un semn, dar să fie punctate exact asta, iată, acest punct nu am înțeles, acest punct nu am înțeles, pentru că va fi și la final, dacă nu au fost suficient deschise anumite teme sau nu voi reveni cu întrebări, tocmai pentru că este posibil acum să apară o întrebare, dar să apară și răspunsul în ceea ce voi vorbi. Și atunci adunați întrebările în minte sau pe o hârtie în cazul în care apar. Bun, salvatorul. La fel ca și ceilalți, la un moment dat a suferit de o agresiune. Este diferit și se simte totodată, cum să zic, e un rol în care pare cumva din interior că e mai puternic sau că e mai, se descurcă mai bine într-un fel sau altul în rolul ăsta, dar este un fenomen acolo în interior. Dacă agresorul neagă propria neputință și o proiectează pe victimă, dacă victima neagă propria putere și o proiectează pe agresor, adică puterea supravieții mele este în agresor și el hotărăște, eu nu pot hotărâ, nu pot să fac ceva cu asta, salvatorul, ceea ce se întâmplă în interior, proiectează propria putere în agresor și față de el este, cred că am scris și despre furie, care o simte, nu știu dacă am scris despre furia pe care o simte pentru agresor, și propria neputință, foarte interesant aici, o proiectează în victimă. Și ce face? Încearcă să salveze pe victime, ca de fapt în acest mod să-și salveze propria parte slabă, rănită, neputincioasă. Adică eu cumva am o parte rănită, neputincioasă, pe care o simt ca fiind foarte slabă și că nu mă descurc și chestii de genul, pentru că am fost sau sunt încă în continuare agresată într-un alt mediu. Pun, cumva, o văd în exterior pe o victimă și în loc să fac ceva aici, merg la victimă ca să o salvez. Și în momentul în care mă aflu în rol de salvator, eu cumva percep că am mai multă putere să salvez pe acel cineva din exterior și e cumva dublă
proiecția, să zic așa, dacă putem să spunem. E un mecanism din psihologie, dar cred că foarte multă lume știe ce înseamnă și atunci e mai ușor să vorbim așa în acești termeni. Sunt foarte sensibili și empatici, ceea ce înseamnă că vor simți în profunzime suferința tuturor. Când am spus mai devreme despre doamna care a intervenit cu întrebarea, nu degeaba am spus să asculte până la urmă și să vadă ce face cu sine, pentru că această suferință profundă pentru cel care suferă, mai ales dacă e copilul meu, dar indiferent dacă e copilul meu sau nu, este foarte greu de suportat, este foarte greu, e prea mult. Adică eu nu simt pentru mine durerea pe care de fapt o simt, o simt pentru celălalt, dar este la fel de dificil să o suport, este foarte mult disconfort interior, foarte multă suferință în interior și atunci asta mă împinge să fac ceva, să nu dorm noaptea, să caut soluții și tot așa. Și anume sensibilitatea asta și empatia îi împinge să facă, să se dedice, să facă, să caute soluții, să cumva să fie în serviciul, să zic așa, al victimei, tocmai pentru că are o sensibilitate și o empatie foarte intensă, puternică, simțită și pentru care suferă. Adică tocmai pentru că sunt sensibil și simt tot ce simte victima, sufer foarte mult. Au resentimente și furie foarte mare și ei asupra agresorilor și cel mai interesant că simt foarte multă nedreptate în general în lume, pot să se implice în tot felul de proiecte, să salveze pe cei necăjiți, să facă dreptate și chestii de genul și totodată simt foarte multă nedreptate și neputință să facă ceva cu asta. Și simt că nedreptatea pe lumea asta e foarte mare și ei sunt foarte mici, atunci e la fel și neputință foarte mult în privința asta. Și aici e exact continuarea la ce spuneam mai devreme, că despre asta era, sunt foarte ușor de atras, să zic așa, nu că cineva face intenționat ceva de genul ăsta, dar îi atrag tot felul de proiecte, activități ca să ajutăm pe unul, pe altul, pe nu știu cine. Eu nu zic că asta e rău, nimic din asta nu e rău, dar atât timp cât nu suntem conștienți că în interior plânge partea noastră rănită și nu ne-am vindecat-o, nu ajutăm pe nimeni, de fapt. De fapt, nu ajutăm pe nimeni, pentru că ajutând, Doamne, cum se numește, perpetuăm problema. Ajutând din starea de nevindecat, neîntreg, nelipit la loc, nevindecat, că altfel, atunci ceea ce ajutăm este, la nivel subconștient, se simte starea, se simte energia și atunci ceea ce facem este că alimentăm în continuare exact același fenomen. Așa, aici, înainte de întrebări, dacă sunt întrebări foarte scurte, neclarități referitor la cele trei roluri, și mai avem destul de puțin timp, eu așa, încerc să fiu maxim apropo de utilă, dacă tot avem utilitatea în acronim. E acronim oare? Nu, sunt inițiale pur și simplu. Maxim de utilă în maxim timp puțin și atunci, dacă sunt întrebări de neclarități așa pe scurt până aici, ca să trecem la ceva mai, dacă putem să spunem, mai practic. Aici a fost explicații, ca să fie multă claritate. Nu văd nimic, nu știu. Dacă vreți să faceți un minut de respiro, dau eu un exemplu cu un coleg care suferea bullying când eram eu în școală. Deci pe el chema Prepeliță. Și noi, draci de copii, spuneam Prepeloi. Și lui nu-i plăcea că îi spuneam Prepeloi. Și atunci a adoptat o poziție care a reușit foarte bine. A zis, bă, dacă mai spuneți Prepeloi, nu vă răspund. Dar noi vreau să vorbim cu el. Și a zis, uite, dacă vreți, îmi spuneți Nelu. Că așa îl cheamă pe el. Dacă îmi spuneți Nelu, vă răspund. Și iată că lucrurile s-au îndreptat imediat. Într-o zi sau două, toată lumea a spus Nelu, nu mi-a spus nimeni Prepeloi. Super. Da. E o dovadă că lucrurile se pot îndrepta, deși
poate în anumite privințe suferința e mai mare. Nu cred că el, nu știu cât suferea el, nu, eram copil atunci, era coleg cu el, dar s-a îndreptat. Totul a mers spre bine. Da, da, da. Da, poate fi cumva, depinde foarte mult de abordare, apropo de emoții și de furie. Dacă o victimă arată, chiar dacă asta nu încurajăm violența și nu știu ce și nu știu cum și negăm că avem agresivitate în noi, dar agresivitatea și furia, de fapt, are o funcție. Și dacă victima arată la un moment dat că poate fi furioasă și poate să-și manifeste furia, nimeni nu o să-l mai atingă. Deși nu neapărat că va deveni agresor, că nu-i despre asta. Ideea e despre a găsi putere în sine și de a răspunde în ce sens a răspunde. Nu a lovi înapoi sau ceva de genul, dar a pune o limită și a spune nu, până aici. Eu pot să fiu și furios, pot să mă apăr. E foarte mult despre ce transmitem. Este foarte mult despre ce transmitem ca și siguranță interioară, ca și cum ne simțim noi. Și cred că nu sunt întrebări. Mulțumesc pentru intervenție și îmi dau seama că uneori chiar am nevoie și de un gât de apă. Chiar dacă am nevoie chiar să... Adică am nevoie. Îmi doresc foarte mult să dau maxim pentru că sunt atât de multe aspecte importante. Chiar sunt foarte multe aspecte importante. Și aici, eu, celor care sunt părinți, inclusiv celor care sunt profesori și vor sau, doamne, consilier educațional, nu mai știu, erau niște roluri acolo astăzi, mai devreme, este foarte bine să le aveți și să vi le adresați la un moment dat. Sunt întrebări mai degrabă care vin în mare parte din terapie, dar care cumva abordează indirect și mai în profunzime fenomenul din spate sau mecanismele din spate care duc la acest fenomen. Și aici este despre ce, exact ce o întrebam pe doamna, nu o întrebam, i-am spus că va putea face mai târziu când va asculta tot și tot așa, ce stări îmi provoacă mie, ca adult, ca părinte, ca profesor, ca implicat din rolul de adult în acest fenomen, când mi se spune sau când văd sau când mi se plânge unul sau altul, ce stări și emoții îmi creează mie, ce s-a întâmplat în momentul în care aud, ce emoții îmi creează mie. Și e foarte important să mergem și chiar să răspundem la aceste întrebări, chiar să ne gândim ce emoții îmi creează mie. Dacă aveți, dacă vă vin și răspunsuri, puteți chiar să scrieți în chat, pur și simplu ca să fie un fel de moment de, nu de gândire, de contemplare. Ce îmi provoacă mie? Ce simt pentru copilul meu sau pentru elevul meu sau pentru cel protejatul meu, nu știu, indiferente. Ce simt pentru el? Simt milă, simt... Și, apropo, sunt întrebări care sunt și despre din ăștia copii adolescenți agresori. Adică dacă eu aflu ce simt în interior, ca și răspuns, și ce simt pentru copilul cel, inclusiv care este agresor sau martor sau așa. Cum pot să mă ajut pe mine cu stările acestea pe care le am? Cum pot să mă ajut pe mine? Și nu degeaba spun asta, pentru că starea pe care eu voi avea când interacționez cu copilul sau cu adolescentul este mult mai importantă decât ce îl învăț eu să facă. Este mult mai importantă starea mea din care eu îi vorbesc decât ce îl învăț eu să facă. Și atunci mă întreb, cum pot să mă ajut pe mine ca să mă detașez de furia mea și să o văd dintr-o parte, nu să o neg, nu să o reprim, să mă detașez, mă să mă uit așa dintr-o parte la ce simt, la mila mea, la simțul ăsta puternic al nedreptății, la tot, la frica că se întâmplă ceva pe viitor, nu știu ce. Și tot așa, că sunt apartare multe frici. Foarte, foarte multe frici. Cum mă descurc nu știu când, la ce va duce, la ce consecințe va duce toată chestia asta. În funcție de ce am vorbit mai sus, întrebarea a patra este
cumva nu o continuare, este despre ce am vorbit mai sus. Care este rolul adevărat al copilului meu în fenomen? E același ca și acasă? Vorbeam despre acele trei roluri de agresor. Acasă, copilul meu la fel este victimă? Sau acasă, copilul meu este la fel agresor? Sau poate este salvator în momentul în care noi cu partenerul sau cu celălalt părinte, într-o formă sau alta, avem un conflict? Este foarte importantă întrebarea asta. De ce? Pentru că e posibil să vă dea un fel de altă perspectivă de a vedea propriul copil. Și foarte des copilul se comportă și se manifestă diferit la școală sau în grupuri. Sau dacă este la fel și acasă și acolo victimă, sau dacă este și acasă și acolo martor, sau a treia persoană care e observator, sau nu mai țin minte exact cum se numește, atunci ce se întâmplă acasă? Adică poate să nască mai multe întrebări în privința asta, dacă vedem rolurile diferite sau același rol. Tot la propria persoană, am trecut și eu prin ceva asemănător? Am vindecat asta? La fel este extrem de important. Nu pot face nimic în privința copilului meu dacă nu am vindecat eu. Pur și simplu nimic. Și chiar am să vă rog pur și simplu să... La chestia cu am vindecat, ca să ne dăm seama dacă am vindecat sau nu, în momentul în care am vindecat ceva, când ne gândim la ceea ce se întâmpla, avem stare de acceptare, fără a bloca, fără să... Adică nu e vorba despre nu simt nimic, nu-i despre asta, că atunci am amorțit tot și am blocat tot și nu-i despre asta. Este o stare... Există milă, există față de sine atunci, există o doză de... Dar emoțiile nu sunt intense, nu sunt foarte intense, dar există și e o stare de acceptare că asta mi s-a întâmplat. Cam asta ar trebui să fie dacă am vindecat ceea ce se întâmpla atunci. Și dacă n-am vindecat, respectiv, avem de lucru. Iarăși avem de lucru. Cât de mult, următoarea întrebare, mă conectez cu adevărat cu copilul meu? La fel, foarte important să ne gândim la asta și să ne răspundem foarte sincer. Exact ce spuneam la fiecare rol al celor implicați în bullying, de obicei, conectarea este prea puțină sau este lipsă. Și atunci este foarte bine să ne întrebăm cât de mult mă conectez cu el. Cât de mult mă conectez cu mine, nu voi putea să mă conectez cu el dacă nu mă conectez cu mine, mai întâi. Cât de mult mă conectez? Știu ce simt, sunt conștient, am vrut să spun la feminin, dar îmi dau seama că e despre ambele sexe. Sunt conștientă despre ce simt, sunt în conexiune cu mine, simt sau pur și simplu știu? Pur și simplu, iată, despre cât de mult mă conectez cu mine. Referitor la relație, pentru că este foarte mult despre familia proprie creată, părinții copiilor, tot sistemul de acasă, fie sunt frați, nu sunt frați, nu bunici implicați și tot așa. Observ, recunosc în familia pe care eu am creat-o, eu cu soțul, eu cu soția, eu cu socrii, eu cu nu mai știu cine, observ acest triunghi că se întâmplă. Pur și simplu este despre a fi mai conștienți despre ce se întâmplă în sistemul din care iese copilul și se merge în alt sistem. Din care s-a format, de fapt, copilul așa cum s-a format, exact așa cum s-a format, în orice rol ar fi el, și merge în altă parte. Este despre noi, e mult mai puțin despre ce îi se întâmplă lui acolo, răspunsurile lui vor fi în funcție de ce a trăit acasă. Dar în interiorul meu, observ cele trei roluri. Este clar pentru mine când mă agresez? Este cumva, sunt conștient că de fapt de multe ori eu sunt însumi agresorul propriu. Observ cum se schimbă cele trei roluri în interiorul meu?
este mult de gândit aici, este cumva foarte, poate să fie dureros să ne adresăm întrebările, dar nu putem merge în afară fără a rezolva în interior. Pur și simplu nu putem. Și ultima întrebare, dar aici este ultima, dar este o întrebare care cumva curge din restul și este ceva la care ar fi foarte bine să ne gândim, chiar dacă am făcut și terapie în viața noastră și chestii de genul, să revenim la ea încă și mai să facem lucrurile și mai bine, și mai bine, și mai bine. Eu și acum învăț în continuare să fiu foarte blândă cu mine. Cum pot să învăț să fiu blând și să împac cele trei roluri din mine și să-mi îmblânzesc agresorul interior, să devină părintele meu care e bun cu mine, să îmi devin eu părinte bun și blând cu mine. Veți avea această prezentare și chiar dacă cumva, chiar există și dacă există dorință, dacă există motivare să schimbați cu adevărat ceva, nu tehnici ce putem face cu copiii, nu tehnici, porniți de aici. Nu neapărat aceste întrebări, puteți să găsiți, dar încercați să mergeți din spatele problemei, pur și simplu. Și aici este, este despre agresorul interior, despre victima noastră interioară, despre ce facem, ce creăm în sistemul mic, dacă putem să spunem așa, în propria familie, între mine și copil ce creez și tot așa. Eu cu mine, eu cu copilul, eu cu soțul, eu cu soția, cu stările, așa, am să mut pătrățelele în partea opusă, triunghiurile. Nu, Doamne, triunghiurile. Dacă tot despre triunghi dramatic, poftim? Dreptunghiurile. Da, da, exact. Dacă e tot despre triunghi dramatic, mi-a fost cuvântul ăsta în cap și mi-a ieșit acum. Ce întrebări îi adresăm copilului? La fel, așa cum ziceam și mai devreme, nu îi adresăm aceste întrebări ca să el din prima să găsească soluții, dar mai degrabă ca noi să știm mai în detaliu ce avem de făcut. Cam ce se întâmplă de fapt cu copilul. Ce se întâmplă de fapt cu copilul. Și nu o luați ca și cum lista, interviu din ăsta de angajare sau ceva de genul. Nu, ușor. Ușor, ușor, poate schimbați un pic forma, poate o faceți în forma în care îi va fi câte una, nu știu cum, în momentul în care nu luați așa la întrebări. Hai, te-ai așezat pe scaun față în față, acum, să-mi spui tot ce simți și nu știu ce. Nu, foarte blând, la fel ca și cu noi înșine și ușor, ușor, ca să fie, să nu se simtă agresat prin dorința noastră de a-l ajuta să nu se simte agresat, de fapt, în momentul ăsta. Cum se simte la școală în diferite momente ale zilei? Aici, la fel, chiar dacă copilul este în rol de agresor la școală, în orice rol nu ar fi, este foarte bine să ne conectăm cu ce simte și ca să ne facem un tablou ce se întâmplă în sens pe plan emoțional cu el, pur și simplu. Care sunt prietenii lui? Și aici am să vă rog să nu fie doar despre nume. Eu am lucrat cu copiii foarte mult și atunci mi-e foarte curios că sunt așa un pic șocați când îi întreb anumite chestii despre prieteni. Și chiar și acum lucrez cu câțiva adolescenți în mod individual și îi întreb ce apreciezi la el, la prieten, prietenă, ce te atrage, ce nu-ți place, ce-ți place, cum te simți, ce crezi că apreciază prietenul la tine și tot așa. Adică întrebări mai nu doar cine sunt, cum învață, cine sunt părinții, nu știu ce. Mult mai așa, luați-o mai în profunzime ca să chiar să simțiți și să înțelegeți cu ce respiră copilul. Ce a făcut și ce anume face pentru a avea prieteni. Ei nu sunt conștienți, dar în momentul în care îi facem, cu un clopoțel așa, dar cum anume te-ai împrietenit? Ce ai făcut? El a venit la tine, te-ai apropiat tu, i-ai oferit ceva, i-ai propus să mergeți undeva, ce ai făcut și ce faci în continuare ca să-i inițiezi prietenia și totodată ca să o menții mai târziu.
Și dacă nu-i are, ce a făcut și ce face în continuare poate fi despre încercări eșuate și pentru a deveni conștient, asta nu funcționează, sau starea mea, sau noi să devenim conștienți. Ok, el ce face în exterior ca și comportament este ok, dar posibil starea lui nu este bine și atunci să știm cum să-l ajutăm. Ce strategii de a se relaxa, de a se simți mai sigur pe sine putem să aplicăm dacă e cazul. În ce momente este intimidat sau dacă e copilul care e agresor, în ce momente simte că îi vine să intimideze? Dacă este martor, știe oare din timp sau poate urmări între doi sau mai mulți colegi că se va întâmpla ceva, că unul dintre ei va fi agresat, va fi intimidat? Adică martorul de obicei este exact ca și cum când eram mici, părinții se certau. Noi simțeam din timp, tata e nervos sau mama nu este nemulțumită că tata a venit târziu și se simte emoțional, cel care privește dintr-o parte se simte. De ce punem aceste întrebări? Ca noi să înțelegem unele chestii și ca el, copilul, să fie mai conștient de ce se întâmplă înainte să se întâmple însăși acțiunea sau actul de agresiune. Cum începe? Și dacă din timp asta am spus mai sus, le-am legat acum, mi-am dat seama. La fel, cum doarme și ce fel de vise are copilul? Chiar dacă pare departe de tema noastră, în vis, cel mai des, creierul sau psihicul continuă să rezolve, să caute soluții la ce se întâmplă în timpul zilei. Și vom vedea în vis ce rol are copilul. Cum se simte copilul? Adică el poate ne va povesti un vis, poate ne povestește deja, nu știu, dar poate aflăm acum ceva, un aspect neconștient care ne va da de înțeles anumite lucruri. Repet, aceste întrebări nu-i ca să-l pună pe o cale corectă sau nu știu ce. Este despre a afla mai multe detalii care sunt importante în tot tablou, să cunoaștem copilul nostru mult mai bine și la fel, din vise, mult, mult, mult poate fi aflat. Cum se simte? Cu ce se confruntă? Nu direct, dar vom vedea. Sunt acolo personaje în vis care îl atacă sau îl urmăresc sau nu știu ce, sau nu sunt, sau el urmărește pe cineva, sau ce se întâmplă cu el în interiorul lui la nivel subconștient. Ce rol crede că are în familie? Se simte supus? Simte că este egal, simte că este auzit, simte că. Aici puteți să dezvoltați chestia asta, poate nu neapărat îi adresați ce rol, dar ca să aflați, iată, mai multe detalii, unde el se vede în familia noastră. Pentru că este foarte posibil că nici nu vă dați seama ce se întâmplă în interiorul lui și cât de controlat, intimidat sau nu mai știu cum se simte acasă. Și atunci este important să știți, să fiți conștienți despre chestia asta. Cum vede atmosfera în familie și dacă ar fi foarte, copiii reacționează foarte bine la asta ca și întrebare, dacă ar fi această atmosferă comparată cu un fenomen al naturii, cu un anotimp sau cu o vreme, un tip de vreme, e furtună tot timpul, e parcă tot timpul înainte de ploaie, e soare, e frig, e cald, e umed, puteți să-i dați niște detalii ca să simțiți din interior ce simte el în atmosfera noastră. Și la fel, e foarte posibil să fie total altceva decât credeți că este în familie perceput. Posibil să fie total altceva, pur și simplu. Așa, care sunt soluțiile pe care el le vede? Îl implicăm în tot acest proces. Îl implicăm în rezolvare. De ce îl implicăm? Astfel, va simți că are... nu control, că poate influența, că depinde și de el să facă aceste lucruri, că este, are rolul lui și are o, că depinde de el până la urmă, inclusiv de el foarte mult, că nu va veni un salvator sau dacă este agresor copilul la școală sau în grupurile din care face parte, soluția ar fi dacă îl pedepsim pur și simplu, nu se va simți
nu se va responsabiliza, nu își va asuma să se corecteze. Să se corecteze sună, nu știu cum, nu terapeutic, dar nu știu cum să zic, să facă altfel. Va fi pedepsit, va simți că e nedreptățit iar, pentru că e pedepsit, și nu va face nimic ca să facă lucrurile altfel. Nu va face nimic. În cazul în care venim noi, ok, care crezi că sunt soluțiile? Este foarte posibil, imediat, domnul Varban, este foarte posibil ca să se vadă, aha, dar eu am venit cu soluția asta, eu sunt implicat în toată chestia asta, deci voi fi mult mai motivat să fac ceva. Și eu. Da, vă ascult. Nu vreau să spun nimic, e foarte interesant și noi, în principiu, putem sta, mai putem sta. Și mă bucură că sunt atât de mulți participanți care sunt interesați și dacă dumneavoastră aveți timp, iarăși, toată lumea, dacă are timp, mai stăm. Nu-i foarte mult după asta, așa că, da, noi până nu finalizăm, nu, eu cel puțin sigur voi rămâne până la urmă. Restul deja, în funcție de cât de, și inclusiv cât de util este, dar inclusiv cât de, apropo de soluții, cât de mult simt ei că pot să aplice ceea ce e aici și cât de mult își asumă și vor să facă ceva în acest sens. Ok. Ultima întrebare pe care putem, nu ultima, dar ultima din lista mea pe care le-am văzut eu ca fiind foarte, foarte, foarte importante, este ce este gata copilul să facă, la fel pentru a-l implica, pentru a-i da un rol în asta, pentru a-i da, nu știu cum să zic, un instrument pentru a-l invita ca să facă și el ceva în privința asta, ce este gata să facă, să depășească pentru a rezolva. Și aici este despre, apropo de ce spunea doamna, mi-am pierdut șansa de a mai merge odată la psiholog, în cazul în care ne conectăm cu ea, avem o relație, cu, nu doar cu ea, că nu-i doar despre acest caz, este aici, putem, avem șansa ca singur copilul, indiferent în ce rol se află, să vină cu propuneri de a face un program de, din ăsta, nu știu cum să zic, nu neapărat de dezvoltare personală, dar să zicem de dezvoltare personală pentru adolescenți, de a merge la psiholog, de a căuta, de a citi ceva, de a face exerciții de relaxare, de, adică avem șansa ca el să vină și noi să și vedem ce face el, dar și să îl avem șansa să-l angajăm. Să-și ia un angajament. Și când spun să-și ia un angajament, nu-i ceva negativ, că trebuie să-mi ia un angajament. Ei o vor vedea asta ca pe fiind mult mai pozitiv decât ne imaginăm. Pentru că ei sunt auziți, sunt întrebați, cuiva îi pasă de ce simt ei și ce cred ei, care e rezolvarea din punctul lor de vedere. Și atunci putem să negociem aceasta și să fie un angajament luat mult mai pozitiv decât ne imaginăm noi că poate fi. Dacă sunt aici la cele două întrebări și soluțiile, la fel, nu vor fi chestii magice, nu vor fi chestii magice și vor fi, practic, dacă pot să spun urmare la ce am făcut, dar un fel de continuitate firească și, practic, destul de asemănătoare cu tot ce am vorbit până acum. Ca să nu vă așteptați la îmi iau pixul și scriu toate ăsta. Cum se numesc când facem magie și niște cuvinte, incantații sau cum se numesc? Îmi scriu eu toate așa, da. Și... Poftim? Pot fi și incantații și să te aștepți să se rezolve imediat. Gen focus pocus, preparatus, ce-s astea? Adică să nu vă așteptați că vă scrieți imediat că ce... în sensul ăsta am spus. Eu cred că ne poziționăm sau poate chiar avem în noi mai multe poziții, e un fenomen de lungă durată care s-a instalat. Nu s-a instalat într-o singură zi. Și atunci este nerealist să zicem că iarăși într-o zi, hocus pocus, preparatus, a dispărut. Trebuie înțeles în profunzimea lui, eu așa îmi dau seama, și în înțelese cauzele și găsit acest angajament, participare, încât să se poată corecta și probabil corectarea va dura un timp
în funcție de cât de înrădăcinate sunt aceste feluri de a fi ale persoanei respective. Da, 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 exact. Și mai ales pentru că toți suferă, inclusiv părinții care sunt cumva, nu știu dacă pot să spun martorii a suferinței copiilor, într-o formă sau alta, da, inclusiv ei suferă, atunci îi implicăm pe toți. Și aici o mică paranteză, știu că din experiența pe care o am eu ca și specialist atunci când vin în terapie, de cele mai multe ori mame, de cele mai multe ori mame, este cum să-l implic pe el. Cum să-l implic pe el? Nu se implică, nu vrea să facă nimic, nu îl ceartă sau nu îi explică nu știu ce, sau chestii de genul ăsta. Și aici o paranteză foarte mică, ok, începem de la sine. Nu știu cum pe el să-l... Aici e mai des despre el, dar nu-i neapărat. Un membru, cineva care e la fel de... cumva are statut de părinte sau are statut de responsabil într-o formă sau alta, dar nu se implică foarte mult. Ok, încerc eu tot ce pot. Încerc eu tot ce pot. Nu mergem de la mai întâi să-l conving pe celălalt, pentru că e foarte, foarte des se întâmplă o comunicare nu foarte funcțională între părinți. E un fenomen atât de des întâlnit în momentul în care apar problemuțe, provocări cu copilul, e foarte des o comunicare nu foarte bună între părinți. Și atunci, unul dintre parteneri care simte că se implică prea, nu se implică, face prea mult, primul impuls este să-l implice și pe celălalt. Ok, facem și asta, dar nu-i ca și cum mă aștept ca mai întâi să se întâmple asta și după asta să pot face ceva. Fac ceva cu mine. Mă duc eu, mă iau de așa de păr și de păr ca și cum din apă mă scot. Mă scot și mă duc la psiholog eu. Eu pe mine mă iau în mâini și mă duc la... Fac eu ceva cu mine ca să depășesc anumite chestii pentru mine și atunci, dacă se va întâmpla, foarte bine. Dacă nu, asta e. Nu, sunt foarte multe momente în care celălalt poate să nu se implice și e atât de des că... Na. Era și o glumă pe tema aceasta. Da. O doamnă la psiholog, zice psihologul, doamnă, săptămâna viitoare o să lucrăm cu inconștientul. Și la care doamna spune, eu nu cred că o să vină domnule psiholog. Da, 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 da. Eu nu lucrez cu inconștientul, că nu sunt psihanalist, dar înțeleg foarte bine la ce. Adică atitudinea față de parteneri e cumva așa că... Da, nu e... Primele fraze este exact despre ce spuneam de mai devreme. Că nu este o soluție din asta magică, rapidă. Cel puțin nu știu eu, poate n-am umblat la școlile care trebuie, poate există ceva de genul și nu știu eu, sau nu am o diplomă suficient de din asta cu terapie, nu mai știu de care, în câteva secunde sau într-o oră rezolvăm tot. Și încă o chestie importantă este în privința asta despre a avea foarte multă, oare am scris undeva, am scris la foarte multă răbdare cu sine și în momentul în care, bun, căutăm soluții, din start, bun, nu va reuși din prima. Nu va reuși din prima. E în regulă, sunt om. Chiar dacă mi s-a dat rolul de părinte sau mi-am asumat eu singur rolul de părinte și așa, sunt om și e normal să nu funcționeze foarte rapid, e normal să nu fiu cel mai perfect. Nu este, perfecțiunea nu este cu grad de comparație, dar părinte din lume și tot așa, foarte multă răbdare cu sine. Care ar fi soluțiile indirecte pentru în acest sens? Timp calitativ cu copilul, preferabil al ambilor părinți, dacă e posibil, desigur. Adică dacă putem să organizăm timp calitativ cu copilul, este una din soluțiile care stau la baza multor altor soluții. Pentru că dacă vom vrea să ne conectăm, dacă vom vrea să-i adresăm întrebări, dacă vom vrea să înțelegem din interior ce simte și tot așa, fără timp calitativ nu vom putea să facem asta. Că nu putem să facem asta în chat,
nu știu cum, după întrebarea ce ai mâncat, ce ți-am lăsat în frigider, imediat să-i spune, să ne conectăm. Nu. Este vorba despre a face maxim efort, de a depune maxim efort ca pe lângă serviciul pe care tot pentru ei îl facem în mare parte și tot așa să găsim cumva timp și pentru a petrece timp calitativ cu copilul. Atenție foarte multă la ce simte copilul, la starea lui emoțională, la preocupările lui, la ce se schimbă de pe o zi pe alta. Adică încercăm să-l citim pe copil. Aici, apropo de chestia asta, chiar dacă nu-i direct la temă, dar am întâlnit foarte mulți adulți, azi adulți, care la un moment dat în copilărie au avut un incident destul de traumatizant, care i-a făcut să se schimbe foarte mult, adică să fie afectați pe multe planuri. Și părinții nu au observat, pur și simplu. Părinții nu și-au pus întrebări deloc. Și mă refer aici la chiar depresii, mă refer la enuresis, mă refer la care a apărut din senin la un moment dat. Mă refer la rezultate mai mici la școală, adică ceva s-a întâmplat acolo și părinții nu au observat. Pur și simplu nu au observat. Dar asta se observă pe fața copilului, pe ce simte el. Dacă noi suntem în conexiune cu el, vom observa imediat. Ceva nu e în regulă. Și asta nu înseamnă că mergem la el cu întrebări, nu știu de care, ce s-a întâmplat. Este vorba despre a lua în ce, dar despre a simți că s-a întâmplat ceva. Și aici este despre atenție mare, mare, mare la... nu ne ducem așa și ne uităm la el, dar observăm ce se întâmplă cu ei. Încă una, vorbim copiilor deschiși despre propriile noastre emoții și stări. Suntem maxim de deschiși pentru că așa îi dăm un exemplu. Eu aud foarte des, cum să-l întreb ca el să-mi spună ce simte? Dar încep eu. În momentul în care părintele înțelege ce simte, recunoaște propriile emoții, e acolo cu sine și este deschis cu propriul copil, spune și despre fricile lui și e ok să spun asta. Copilul va învăța că este ok să spun și va avea exemplu cum să o facă. Va avea exemplu pe în față, pur și simplu. Nu dăm sfaturi. Foarte important. Copilul se îndepărtează de la sfaturi. Copilul nu preferă sfaturi. Întrebări, cum vede el situația, chestii de genul, nu îi dăm sfaturi. Ce soluții are și tot așa, ce soluții vede, cam ce l-ar ajuta din partea noastră ca și ajutor, ca și sugestie, dacă poate să întrebe și el ce l-ar ajuta și tot așa. Întâlnirea cu propriile frici, emoții reprimate și evitate. Iarăși despre conexiunea cu sine. Pe lângă întrebări despre ce simți și alte chestii, este despre a mă întâlni inclusiv cu fricile despre ce se poate întâmpla pe termen lung dacă nu rezolv și tot așa. Este despre a ne uita la ele în față și a le recunoaște. Eu, de fapt, mi-e frică foarte mult ce se alege din copilul meu, cât de fericit va repeta felul în care mă simt eu acum, ce se întâmplă. Adică este despre a admite și a ne gândim la ce simt eu, de fapt, ce simt eu, de fapt, în acest sens. Se răscolește ceva care a fost mai de mult sau chestii de genul. Și ultimele două puncte, exact ce spuneam la început, blândețe. În primul rând cu sine. Și am mai spus și mai înainte când spuneam despre descoperirea agresorului în interiorul nostru, este la fel despre același lucru, doar cu un pas mai departe. Foarte multă blândețe cu sine. Și încercați să observați când nu sunteți blândi cu sine. Încercați să observați când vă certați pe sine. Ce fel de părinte sunt eu? Cât de insuficient de bun ca părinte? Cum am putut să strig la propriul meu copil? Și nu mai știu ce. Nu voi putea să încetez să strig până nu voi fi blând cu mine.
Nu voi putea, pur și simplu. Eu spun fraze din lucru cu părinții care au aceste, se confruntă cu asta. Și e atât de des fenomen, e atât de universal fenomenul ăsta, încât, credeți-mă, nu am auzit nici un părinte, niciun părinte, niciodată, să spună că este mulțumit de cum își crește copilul. Poate există, dar nu vin la mine, sau nu știu, sau se cred ei, nu știu. Fenomenul ăsta există, toată lumea crede că, aoleu, ce fel de părinte sunt eu. Aici, foarte multă blândețe cu sine. Foarte multă blândețe cu sine. Și încă una, ultima, aici, scrisă ultima, ca și soluție, răbdare, răbdare, răbdare. Și, așa cum spuneam și mai sus, conștientizarea faptului că problema e atât de profundă și că nu poate fi pur și simplu așa. Ea s-a copt ani de zile, poate generații la rând, ni s-a tot transmis așa, s-a tot copt. Nu-i ca și cum într-o zi, gata, am scăpat. Ea s-a tot copt, poate exploda și distruge tot în jur, dar nu se poate rezolva. Adică e ca și cum s-a ajuns încet, încet, încet aici, la fel, încet, încet și cu foarte multă răbdare putem să ieșim din asta. Și care este primul pas? Imediat după asta o să fie întrebări, iată acum chiar vor fi posibile de adresat întrebări. De ce? Pentru că vor rămâne exact cei care vor rămâne să adreseze întrebările, exact cei care simt nevoie și au suficientă răbdare, apropo de răbdare, răbdare, răbdare. Primul pas este conștientizarea faptului că rezolvarea problemei nu va fi posibilă. Ca de obicei, în ce sens? Prin pedeapsă, prin acuza agresorul, prin a face, adică la nivelul la care se întâmplă de obicei, pedepsim, izolăm, facem, acuzăm părinții copilului agresorului, el vine acasă, îl acuză pe el, adică facem ședințe în care spunem cât de nu bine v-ați educat copiii, sau nu știu dacă se întâmplă și în România la fel, poate doar la noi, îl responsabilizăm 100% pe părinte sau 100% pe nu știu cine e vinovat, căutăm vinovații, căutăm ce facem, cum pedepsim, în ce formă. Asta e că nu posibil să pedepsim, dar ce facem, cum facem? Nu este posibil. Și, pe de altă parte, tocmai asta este o șansă, dacă vedem că nu ne-a reușit așa, nu ne-a reușit altfel, nu ne-a reușit nu știu cum, nu ne-a reușit cum ne-am propus noi din start, imediat să facem ceva pe termen scurt și asta va funcționa, pedeapse sau alte chestii, este o șansă ca să privim mai în profunzime, este o șansă să ne construim o relație cu copilul nostru, chiar dacă pas cu pas, chiar dacă pare la moment imposibil, cu adevărat de conexiune autentică, cumva, chiar dacă cu multe emoții intens negative, cumva să-i transmitem că îl înțelegem, să-i transmitem că este iubit oricum și tot așa. Adică o relație mult mai adevărată, chiar dacă, da, eu pot să spun, mi este foarte greu să mă descurc acum cu ceea ce se întâmplă în interiorul meu, cu ce simt față de ceea ce ai făcut și chestii de genul, poate construi mult mai mult decât a nega, a spune că a pedepsi, a ignora și tot așa. Poate, adică e o șansă, pur și simplu e o șansă. Și asta e poate cel mai frumos lucru care poate rezulta din frustrarea pe care am avut-o, pentru că frustrarea ne-a împins să facem lucruri, ne-a împins să căutăm, să citim, să ne privim în interior. Și poate asta e cel mai frumos lucru care poate rezulta acelei frustrări maxime avute, care ne-a împins pur și simplu, ne-a ridicat din pat. Trebuie să fac ceva mai profund, mai adevărat. Mai adevărat în sens mai nu superficial și niște tehnicuțe, poate facem ceva cu asta.
Asta a fost și aici vor urma resurse și... Doamne, ce fac eu? Nu știu. Trebuie să țin minte că mouse-ul să nu-l ating, că el face nu știu ce acolo, nu pot să reglez de acolo. Acum am să deschid, oare îl găsesc? Ce? Aoleu, dar aici erau mesaje? Eu sper că erau... Așa. Sper că... Vedeți chat-ul meu? Să nu vă încurce. Îl vedeți. Resursele, se văd. A, nu. Iar am apăsat... Se văd. Nu. Eu am vrut să văd chat-ul. Eu am vrut să văd chat-ul, dar am apăsat pe ceva la... N-am înțeles de ce nu dispare. Bun. Lăsăm resursele. Asta e. Eu chat-ul l-am deschis. Și nu s-a deschis oare altceva? Poveste? Da. Până vă mai trage sufletul, mai aveți o gură de apă. Am vorbit de curând cu o doamnă care povestea despre fata dânsei. Și a spus, de la vârsta de adolescență, 12-13 ani, se mergea în a nu ne mai înțelege deloc. Și atunci, ca să mențin o relație bună cu fata mea, am făcut niște compromisuri. De exemplu, i-am dat voie să vin acasă cu prietenii ei, și chiar eu la toată gașca aia de câți copii era acolo grămadă, le dădeam o sticlă de vin. Dacă nu veneau acasă, se duceau să bea prin altă parte, poate n-a fi băut o sticlă, poate ai făcut și alte prostii. Și atunci acasă mențin o relație cu fata mea, am preferat să-i chem acasă, la mine, să fim prieteni, să ne cunoaștem, să-i cunosc prietenii, să le creez starea aceea de bine și lor, chiar dacă eu nu aș fi fost de principiu de acord cu această, că beau vin, dar au băut foarte puțin. Și cel de-al doilea exemplu, care eu personal n-aș fi putut trece peste el, dar îmi dau seama că e în prostia mea acest lucru, zice, uite, m-am apucat eu de fumat și am primit și fetele mele să fumeze. Pentru că tot așa era cumva dusă de anturaj, de mediu, că îi se părea că nu se poate decât dacă fumează. Atunci am preferat și eu să mă declar de acord să fumez o anumită cantitate limitată, fumez și eu o țigară la câteva zile, fumez când mă întâlnesc cu ei, cu gașca, și așa am reușit să mențin o legătură bună, să folosiți expresia autentică, da? O legătură bună în celelalte planuri ale vieții și până la urmă a ieșit bine. Asta era ideea. A pus pe primul plan relația și s-a mulat puțin. Asta e un exemplu concret, absolut, vi-l dau în realitate. Nu am. Acum poate să fie, Vera, poți comenta că e de rău sau că e de bine. Nu știu, eu zic că asta a fost... Nu e de rău și voi spune exact care a fost nevoia, care a fost satisfăcută cu acest comportament, care nu-i de rău, într-adevăr, este despre acceptare. Copilul oricum simte nevoia să facă, să încerce copilul, adolescentul, Doamne, dar adolescentul simte nevoie foarte mare să se îndepărteze de părinte, tocmai pentru că acolo sunt reguli, acolo sunt adulți, acolo sunt nu știu ce, și să fac ceva invers, tocmai ca să mă descopăr pe mine, să mă desprind de adulți, și să mă caut de mine, cum sunt eu, cine sunt eu, adică nu pot într-un trot întreg cu adulții să fac asta. Este un proces, opunerea, rezistența adolescenții, o temă separată foarte mare, dar e un exemplu bun ca să înțelegem. Și este vorba despre acceptare. În momentul în care eu îi chem la mine, eu îi arăt că eu accept ce simte, accept nevoia ei de a se... de a explora această lume a adulților, de a explora senzațiile pe care le am atunci când consum un pic de alcool, de a mă simți eu, adică eu mă simt acceptat. Și doar în momentul în care mă simt acceptat, voi putea să fiu deschis și cu alte chestii care în general par ciudate, că adulții au trecut toți prin asta când erau interesați de asemenea chestii. Și atunci voi veni mult mai ușor să spun, să cer anumite chestii pentru că mă simt acceptat. De ce nu aș spune cuiva? În general, de ce nu spunem? Credem că vom fi judecați. În momentul în care nu suntem, noi spunem foarte ușor lucrurile.
noi ne deschidem, ne apropiem foarte ușor și anume este despre acceptare. Eu sunt acceptat cu nevoia mea de a ieși. Eu sunt acceptat cu nevoia mea de a explora nu mai știu ce chestii super, super adulte. Voiam să mă uit la, nu știu, cred că au fost acasă, copilul e victimă, total alt copil, așa. Nici nu mai știu unde am. Eu sper că toate lucrurile importante au fost clarificate până la urmă. Ați spus să nu dăm sfaturi. Cred că acum recent a apărut întrebarea asta, da? Din câte îmi dau seama. Ați spus să nu dăm sfaturi, dar cum trebuie să reacționăm sau ce trebuie să răspund dacă nu sunt de acord cu soluțiile copilului? Iarăși întrebări despre cum vede el asta. Depinde, dacă nu e ceva exagerat, nu mai știu ce, exagerat, nu știu, de genul, nu știu ce poate fi exagerat aici, ce soluții sunt, să-l las să facă cum crede, chiar dacă nu sunt de acord. Aici e vorba despre a simți de ce eu nu sunt de acord. De ce nu, e mai mult iarăși despre a ne întoarce spre sine și a vedea, este chiar periculos pentru copil, este dăunător pentru copil, este dăunător foarte mult pentru relațiile pe care le are cu adevărat, pentru că sunt, eu la un moment dat au venit doi părinți, acum 2 ani cred că, nu mai știu când, cu, făcând un mare, mare, mare tamtam. Nu zic că e vorba despre persoana care a scris aici, na, posibil că nu are nicio legătură, dar au venit doi părinți, aveau o fată adolescentă de 14 ani, care avea o prietenă cu care făcuse niște poze, s-au machiat, din punctul meu de vedere, absolut ok, nu, adică pur și simplu s-au machiat mai strident niște, și au făcut poze împreună, atât. Din punctul meu de vedere, absolut normal. Absolut normal. Au venit panicați. Ce se întâmplă? Unde merg ele? Și am aflat după asta că, de fapt, părinții, când au fost adolescenți, și-au blocat niște multe porniri, pentru că erau blocați de părinți. Au fost tot timpul corect. Nu și-au trăit adolescența. Și prea mult îi provoacă această stare de... Dar eu n-am făcut asta, eu nu mi-am permis mie asta, cum să-i permit fetei. Adică era gen ok, s-au machiat mai un pic, mai strident, nu știu ce, și-au făcut poze. Așa, și aici este vorba despre a explora, este cu adevărat ceva foarte, chiar periculos, chiar dăunător, cu adevărat, și dacă simt că este cu dăunător, îi spun ce simt. Nu-i dau sfaturi, nu-i interzic, îi spun ce simt. Mi se pare că, eu vă spun o chestie care poate într-adevăr să fie dăunătoare aici, chiar dacă nu ține de bullying, ține indirect, poate ține indirect. Mi se pare că dacă o să înveți să vomiți după ce mănânci, îți vei strica sănătatea și mă îngrijorez pentru asta și hai să găsim alte soluții. Hai, vină tu cu alte soluții. De asta spun periculos dăunător, pentru că pot într-adevăr să fie unele soluții nu neapărat foarte ok. Adică sunt îngrijorată în ce direcție poate să meargă toată chestia asta și atunci îi spun despre îngrijorarea mea, îi spun despre pericolul pe care îl văd eu, îi spun de ce. Înțelegeți, aborda. E o mică diferență, dar e esențială în privința asta. Sper că ați primit răspunsul. Îmi scrieți mai jos dacă... Așa, mulțumim pentru această întâlnire minunată. Mersi și eu că ați fost aici. Și chiar mă bucur să fie util. Chiar mă bucur. De asta fac tot ce fac. Nu pentru altceva. Dacă aș ști că nu e util... Așa, avem rugămintea asta, am înțeles. Oare erau chestii pe care mi-au scăpat? Da, și eu vreau să intervin, să rog pe cei care mai sunt încă să completeze formularul de feedback. Pentru că e foarte important pentru noi să ne orientați ce vă doriți în viitor, cum apreciați ce s-a întâmplat. Și poate dacă într-adevăr au mai rămas persoane la urmă, care poate nu au avut, până completați formularul de feedback, care durează un minut maxim, să mai pun o întrebare verbală sau se poate, Vera? Da,
sigur, sigur. De asta sunt aici, de asta am zis că acum e timpul întrebărilor. Da, mâna sus. Mâna sus, cine are ceva care vrea să clarifice. Pot să... Așa, eu aici am pur și simplu... Dar de ce nu se mișcă ăsta? O să închid. Scuze, eu și tehnica avem o relație separată foarte... Asta era pur și simplu, am vrut și după asta îl scot total prezentarea ca să interacționez și cu voi. Și este vorba despre recunoștința mea. Eu revin la întrebări, nu-i ca și cum gata. Mulțumesc pentru timp, pentru atenție și pentru încredere. Credeți-mă, încrederea pe care o oferiți unui specialist este un dar foarte mare a acelui specialist. Și în momentul în care aveți încredere că ceea ce spun este, cum să zic, inclusiv simțit, adevărat, dar nu neapărat de prin cărți sau nu știu ce, dar adevărat din sinea lui, atunci e un mare dar pe care îl oferiți. Așa că, în special pentru încredere, un mare mulțumesc și voi opri ca să văd mai multe pătrățele, mai multe din astea, așa, să văd măcar pe cineva pe aici. Nu prea văd. Ia, cine dorește să pună o întrebare în direct? Vă rugăm, vă invităm. Linkul nu poate să se deschidă de aici pentru că e prezentare. Nu are cum. Veți primi mâine... linkul celălalt de sus. Da, dacă nu puteți completați feedback-ul, ne pare rău. Să știți că e doar o problemă tehnică. Ea se poate accesa pagina respectivă de pe orice dispozitiv. Trebuie să verificați la dumneavoastră. A dispărut un buton de pe ecran, s-a întâmplat ceva acolo. Important e că ați vrut să-l completați, să ne dați feedback. Da. În mâine va fi și în mail acel link, poate îl accesează de acolo. Da, aici Ionuț și cu Corina, care vreau să-i apreciez pentru că, din păcate, toată echipa de la fundație are COVID acum, în urma întâlnirii cu o persoană care a fost infectată cu COVID. Cu toate acestea, iată că au susținut acest eveniment pe partea tehnică și au făcut eforturi mari pentru că nu s-au simțit bine. Și le mulțumesc foarte mult. E o dovadă și de implicare și de devoțiune pentru dumneavoastră, pentru participanți. Tot ceea ce face fundația este pentru participanți. Dumneavoastră să primiți ceva util în care să contribuie să vă schimbe viața în bine, să aveți succes. Succesul dumneavoastră este preocuparea noastră. Da. Da, și până la urmă, făcând câte un pas micuț, fiecare schimbă un pic în propria familie. Poate e inspirat și schimbă și mai mult, și mai mult. Și toți avem de câștigat. Toți avem de câștigat. Starea celor din jur ne influențează. Noi putem să... Adică e... Există interdependență. Mult. Asta este... Da, și da, exact. Contextul în care noi considerăm că răspândind aceste idei utile, mă rog, prin creșterea competenței, și că oamenii le vor folosi într-un mod corect, va crește starea de bine a noastră tuturor. Se va răsfrânge și asupra celor din jur. Da. Din păcate, noi nu dăm certificate de participare pentru că nu suntem în sensul acesta autorizați sau probabil o să vedem când vom face în sală sau vom vedea. Deocamdată vă cerem scuze, nu vă putem da. Și să beau și apă că e sănătoasă. Da, chiar mi-ați amintit azi de câteva ori despre chestia asta și eram așa, aoleu, dar m-am uitat, deși în general nu uit. Așa, aici, la mine văd că nu sunt întrebări. Cu mare drag, pentru cei care mulțumesc. Cu mare drag și e cumva chiar important să și aplicăm. Dacă doar știm, măcar un pic, o chestie, un detaliu mic, dar să schimbăm un pic abordarea, ceva, și de acolo, încet, încet. Eu văd, încep să se conecteze, cu camere și dacă sunt întrebări pe care vreți să le spuneți, le ziceți, atunci cred că e posibil. Pentru că nu văd, adică... Acum am început să văd, nu vedeam până acum și... Dar o întrebare Mirica Moroianu, ca să nu... Da,
Dacă cineva dorește să facă consiliere cu tine, te poate contacta? Doamne, din păcate, la individual nu mai am locuri deloc, sincer. Adică nu e ca și cum sunt solicitată, nu știu de ce, se întâmplă un fenomen, mult mai multe cereri apar. Și sunt foarte, foarte plină deja. Îmi pare foarte rău, dar programe din astea, cărțile, programele, dar din păcate nu. Programe în sens care sunt de grup sau care sunt înregistrate sau ce, că, pentru că sunt foarte de folos și acelea, foarte, foarte de folos. Chiar e așa o din asta când mai solicită cineva și e așa, îmi pare rău, dar chiar nu mă pot împărți nici dacă aș lucra și noaptea, nu reușesc, pur și simplu. Așa, da. Ce facem cu elevii care mereu își pun poregle? E o din asta, un mod de a se manifesta, de a fi originali și putem să valorificăm asta în alt mod. Adică dacă vedem că cumva felul în care fac ei asocierile e un talent. De fapt, eu am avut un coleg când eram în gimnaziu, am avut un coleg care inventa pentru toată lumea poregle. Și era foarte interesant că erau originale. Erau foarte, așa, cumva foarte interesante. Chiar dacă jigneau și nu mai știu, nu erau tare, tare, nu că urâte, dar foarte dure sau așa. Dar de fapt asta era un talent acolo și putem să vedem despre ce e asta. Chiar fratele meu, am un frate mai mare cu 4 ani jumătate, era foarte interesant. Nu ținea minte numele profesorilor, nu ținea minte, dar avea niște asociații foarte interesante pentru fiecare, nu jignitoare sau ceva, și atunci, măi, e o soluție, am găsit eu un fel de chestie originală, cum să le memorizez, cum să transmit și celorlalți, și asta putem ca și profesor, aoleu, nu știu ce, că faptul că sunt slabă sau nu știu ce acolo, dar e vorba despre ok, cum putem asta într-o albie pozitivă să transformăm? Ce putem să alcătuim povești despre diferite personaje care au anumite caracteristici? Încercați să vedeți și altfel lucrurile astea. Nu-i neapărat în spate o intenție foarte negativă. E o nevoie de a mă diferenția, de a avea, atrage atenția asupra unui talent al meu într-un mod anume și fără porecle nu-mi reușește. Și poate sunt unele destul de dure, dar tot de acolo vin. Nu-i din altă parte. În școala generală, prietenul meu cel mai bun era poreclit meșterul. Toată lumea spunea meștere, că avea inclinație către a face ceva. Și nu era o poreclă rea, n-a fost să-l deranjeze. Și o poreclă pozitivă. Da, da, așa că... Nu, mai sunt și din astea mai rele așa, dar dacă au un sens acolo, dacă au ceva semnifică destul de asemănător cu personajul, exact cum și sunt caricaturile. Ele sunt anumite aspecte exagerate, dar seamănă cu originalul. Poreclele tot cam despre asta. Dacă nu e pur și simplu o chestie negativă și atât, atunci cu siguranță are o... Așa, eu... Am să încerc de pe un alt dispozitiv. Aoleu! Eu trebuie să copii acest mesaj, nu? Nu știu dacă mi-a venit în privat. Sunt și posibilitatea de a transmite mesaje în privat. Da, pentru dar cred persoane... că în privat mi-a venit și am să copii pentru că altfel nu dispare chat-ul. Aoleu, doar o clipă. Îmi voi nota că nu reușesc acum să fiu foarte... Așa. Gata, mi-am notat, este și un număr de telefon și ca să pot să revin, pentru că dispare chat-ul și atunci nu mai putem să revenim la... mersi pentru mesaj, persoane, mi-a dispărut chat-ul total. Bun,
cumva din partea mea, dacă nu, poate mai sunt și întrebări altele, dar din partea mea parcă așa. O seară minunată să aveți, ne spune Tusan Maria Tutușan, poate nu știu, dacă diacriticele lipsesc, atunci nu pot să-mi dau seama. Eu vă mulțumesc încă o dată, aplicați, aveți, acum vorbesc chiar pentru toată lumea și să ne auzim în orice format, nu ar fi, în orice format posibil, online, pe viu, în întâlniri de grup, poate dacă aveți întrebări care nu-i cumva toată povestea și la final ce pot să fac, atunci puteți și întrebări și în privat să-mi pe Facebook, de exemplu, Vera Budan sau ceva. Nu promit că vin cu sfaturi din astea ca terapie, dar la chestii așa mai micuțe pot să răspund chiar și în privat. Și aveți grijă de voi, aplicați și să aveți o seară și o săptămână, că de obicei zicem că terapia durează o săptămână, cu conștientizări care să vă ajute și să vă ajute să faceți lucrurile să funcționeze mai bine pentru voi și pentru cei din jur, pe cât posibil. Mulțumesc și fundației noi și domnului Carban și celor care au fost implicați, că au fost implicați mai Corina, mult. Corina, Ionos, Loredana, da. Da, da. Fără da. Ei nu se mișcă nimic. Da. Mulțumesc pentru această șansă de a face legătură dintre mine sau oricine altcineva și toți cei care au nevoie să fie aici. Chiar mulțumesc din tot sufletul. Ne bucurăm că am putut aduce o persoană valoroasă, urmărită de un număr mare de participanți și ne-am bucurat că acești participanți să-și reducă durerea sau inconfortul care l-au în viața personală punând în practică aceste recomandări, care cred că sunt destul de simple, destul de posibil de pus în practică și cred că reluând materialul, cine într-adevăr este afectat, merită să reia și să se gândească măcar câteva lucruri de acolo să le aplice, dacă au reușit să continue să aprofundeze materialul, să mai aplice și alte lucruri, pentru că da, și fericirea noastră și a copiilor noștri și a celor apropiați nouă este foarte importantă. Starea asta de bine. Ne dorim cu toți. Și avem surse de inspirație acum. Mulțumesc tare avem mult. Avem de lucru. Avem de lucru. Sursa de inspirație există, acum să trecem la lucru. La acțiune. Exact. Ok. Așa. Mulțumim, vă mai așteptăm pe toți, atât în calitate de speaker, cât și în calitate de participant la evenimentele comunității Competenți Corect și Util, Fundației Competenți Corect și Util. Ne dorim să fim cât mai bine cu toții și să avem o vară cât mai frumoasă.